Da. Având în vedere că suntem majoritatea consilierilor locali prezenți, în număr de 5, 10, 11, 12, 13. În număr de 13. Poftim? Doamna secretară, vă 13, da, acum au venit, au rezolvat 13 consilieri prezenți, din 15 posibil, declar deschisă ședința din 27.04.2017. Era afară un grup de agenți. Nu știu cu ce problemă se interesează. Și noi ce să facem acum? Agenți negri. Noi ce să facem? Păi tu de ce vrea să scăpăm de ei? Ședința, păi asta am zis și eu, poate vine cineva, dacă nu a venit, ce să-i... Dar oamenii poate vor să dea o cafea, să fumeze. Scăpăm de ei și nu pot să o ședință. Poate vrea să vadă centru cine. Mi-a Dorel. Despre asta e vorba. Și eu m-am gândit că or să vină, dar nu putem să ținem ședința în stradă. Da. Dar ce fel de agenți? Nu știu, aflăm acum. Agenți termic. Sunt cetățenii comunați său, înainte de faptul că sunt agenți economici. Am auzit și eu că au nemulțumiri. Nu știu dacă noi suntem în măsură, dar acum... Bine, era cum mai așteaptă. Hai să începem cu domnul doamnă. Atunci o să stea la urmă, dacă. Nu, stați un pic, stați un pic. Stați un pic. Procesul la ședinții anterioare nu l-am avut el la comisie, a fost unul dintre ele. Ultimul nu a fost, a fost ăla din 30 martie. Pe ăla l-ați văzut. Trebuie să discutăm ceva despre el? Ăsta l-altă l-avem din 4 aprilie? L-avem, dar nu l-ați văzut, așa că lăsăm... Atunci lăsăm și îl analizăm la următoarea ședință. 30 martie. Deci procesul verbal din 30 martie. Supun la vot. Da. Supunem la vot. Sunteți de acord cu procesul verbal de la ședința din 30? Cine e pentru? Împotriva, abține? Toată lumea de acord. Să vă ducem la altă discuție. Acum eu trebuie să-i dau la domn primar. Cuvânt. Continuă, că ședințele poate să continui el. Vă prezint ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatori tehnico-economici la obiectivul lucrării de construcție și a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe părâul Bânțu, comuna Său, Sat Lungă, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici la obiectivul lucrării de reabilitare a părării de maluri cu gabioane în zonele calamitate pe drumul comunal DC146 de la kilometru 00006 Mulțani. Sat Apa Său, comuna Său, județul Bacău. Inițiator primar Constantin Rădulescu. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor și completărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Său. Inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere numărul 145/23/2011 pentru teren cu destinație agricolă, locatar doamna Dăzlăuanu Valerica, locator comuna Său, inițiator primar Constantin Rădulescu. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic zonal, construire pensiunei agroturistică în comuna Său, Extravilan, județul Bacău, beneficiara Sandei Maria, inițiator primar Constantin Rădulescu. Proiect de hotărâre privind aprobarea domeniului privat al comunei Său, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de bază al comunei Său, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2017. Inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de depoziție potrivit modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău și probleme diverse. Supun la vot ordinea de zi și ordinea de cred. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, nu. Atunci, începem cu primul. Avem două proiecte de hotărâri care am înțeles că nu au venit sunt complete documentațiile și vom face probabil o ședință extraordinară. Două proiecte am înțeles că scoasă. Da, proiectul lucrării la ATF și a infrastructurii de prevenire și protecție împotriva inundațiilor pe părul Bânțu și lucrări de reabilitare a părării de maluri cu gabioane în zone calamitate pe drumul comunal DC146 Apa Său.
Nu. Asta înseamnă că documentația de zi. Îl scoatem de pe ordinea de zi, dar atunci, uite, spun la vot, dacă sunteți de acord cu... Nu le scoatem noi de pe ordinea de zi. Inițiatorul le scoate de pe ordinea de zi. Păi da, dar tot Consiliul Local trebuie să aprobe modificarea. Nu se modifică ordinea de zi dacă le scoatem? Domnul președinte, noi aprobăm ordinea de zi. Ați aprobat-o. Deci le-am aprobat cu alea citite de dumneavoastră. Bun. Atunci vreți să vii alea este în momentul ăsta, da. Inițiatorul își retrage alea două proiecte? Inițiatorul e plecat. De asta zic că să le scoatem din dezbatere, din discuții, ca să putem... Continua. Și când vine inițiatorul și când o să vină documentația, când neavând documentații, nu știu ce caută pe ordinea de zi dacă nu are documentație, nu înțelegi. Da, am înțeles. Eu pus înainte să vadă dacă... Vă se poate vin documentația, asta a fost. Dacă vin documentația ca să meargă repede. Să merge pe probabil, domnul Vechi. Păi și dacă documentația vine astă noapte, până începe ședința astăzi, puteam să le băgăm pe ordinea de zi, noi nu le citim, nu le vedem ci... Propuneți ce... Deci să scoate de pe ordinea de zi inițiatorul sau cine locuiești, cele două proiecte și apoi băgăm ordinea de zi. Să nu propuneți să le scoate pentru că inițiatorul nu e și nici nu avem ce dezbate. Cine e pentru scoaterea acestor două proiecte din ordinea de zi? Cine e împotrivă? Abțineri? Să abține Costel Nicodim. Și Luca. Și Luca. Atunci trecem la proiectul numărul 3. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea pășunatului pe raza comunei Asău. Inițiator Constantin Drădulescu. Aici era au fost ieri o discuție, s-a înlocuit nu la ăsta discutat. Da, da, da. Trebuia înlocuit cel care a pus în transparență, care a fost pus în transparență. Nu știu cum a ajuns, cu un proiect depus de domnul Nelu Bobeică de anul trecut din septembrie, din septembrie 2016. Și noi în comisie am aprobat să discutăm proiectul de anul trecut. S-a schimbat, s-a adus altul, îl discutăm pe cel vechi, care îl discutăm acum. Revenim la aceeași problemă care a spus domnul Bobeică. Pe ordinea de zi aveți un proiect de hotărâre propus într-o anumită formă de către inițiator. Păi propus de inițiator, dar inițiatorul când l-a propus o sărit peste ce a făcut un alt inițiator în septembrie 2016. Dar nu ținu cont de el, că ăla era de pus. Da. Deci, la momentul ăla a fost un proiect de hotărâre cu pășunat, cu regulamentul. Da. Și eu am adus un amendament, am reformulat regulamentul ca anex la regulamentul ăsta, l-am completat propriu-zis. Da. Și este număr de înregistrare cu anexa care am făcut-o eu. Ca da. Modificare la regulamentul. Da, și nu s-a ținut în cont momentul de... ăsta el este intrat tot cu forma aia, deci nu s-a ținut cont de propunerea mea. În momentul ăsta ce înseamnă? Că intru din nou cu... Păi eu n-am mai depus încă o dată amendament la el. Acel proiect care dumneavoastră l-ați depus a fost analizat atunci în Consiliu, mi-aduc aminte, și am fost cu toți de acord. Acum, ce să vă spun, dacă în locul lui a apărut altul, e același regulament. E același anexă. Bun, și atunci ce propuneți? Păi eu n-am mai depus amendament din nou. Aveți doar tot. Nu să depui dacă l-ai depus. Da, au fost să depui dacă am stabilit ieri în comisie, că am fost împreună, da? Că vrem să discutăm pe celălalt depus din dumneavoastră în 2016. Îl rediscutăm. L-am mai discutat, toată îl rediscutăm, să vedem care sunt. Atunci discutăm despre el ca să stabilim o formă sau să stabilim ce facem cu el. Numai că ce supunem la vot, dacă ăsta a fost pe ordinea de zi și nu cel care dumneavoastră nu l-ați propus sau nu, nu dumneavoastră l-ați întocmit și nu am fost de acord. Sunt amendamente la el? La ora vechiul. Nu, s-a propus în comisie schimbarea completă a lui, nu? Nu, anexa. Deci anexa înseamnă, anexa la HCL este regulamentul propriu-zis. Eu am venit și am completat, am modificat regulamentul. Anexa hotărârii. Am înțeles că nu se află în acest proiect, nu? În momentul ăsta, deci, a fost repus în tot în forma aia, dar eu n-am mai depus amendament la el în momentul ăsta. Că am considerat că amendamentul care l-am depus eu o să vină luat în considerare pentru discuție. Nu prea am ce să vă lămuresc. Deci a fost un proiect de hotărâre pus spre transparență, care este probabil cel din forma asta, aproape sau aproximativ la fel. Domnul Bobeică a făcut anumite amendamente, adică a schimbat aproape totalmente regulamentul, da? Da.
executivul a analizat cele două regulamente și a venit cu forma aceasta pe care aveți astăzi în mapă. Domnul doctor Stanciu poate să ne spună că dumnealui ne-a ajutat, dumnealui le-a citit, dumnealui le-a discutat. Atunci, stați un pic ca să rămânem. Domnul Beică, atunci punem problema așa, discutăm peste ăsta la alt, îl amendăm din nou și îl croim iar sau cum facem? Păi care e soluția? Dacă vrem să o luăm de la capăt, citim un articol din ăla, vin și eu cu articolul, modificăm fiecare articol. Dacă este nevoie. Săruna, poftiți, dar am așteptat, dar am văzut că nu vreți, am zis că v-ați răzgândit. Aici chiar am lungit să începem ședința. Atunci... Da, întrerupem un pic proiectul ăsta ca să ne luăm... Atunci îl lăsați la ordine. Eu văd ca să... Ducem la sfârșitoarea de zi. Atunci, trebuie să vă spunem, nu să avem noștri cetățenii comună, încă primii, printre primii, gospodari, și avem onoarea să-i primim exact cum vedeți. Și am gospodar, și mai erai cu un gospodar. Exact. Dar un pic să termin ideea. Dacă vreți, încercăm un dialog, putem să vorbim. Vreau să ne cerem scuze. Eu am propus împreună cu doamna Floriana și au mai fost câțiva consilieri care au fost de acord, dar majoritatea au spus că nu ne trebuie o altă sală. Am vrut să ne întâlnim la o sală de clasă la școala Său. Ca să avem spațiu exact din motivele astea. E posibil să avem invitat, să avem musafir. Doamna directoare a aprobat, dar nu s-a vrut. Nu s-a vrut. Consiliul a stabilit în majoritate. Deci îmi cer scuze ca președinte de ședință și în numele Consiliului Local că sunt... Dacă se poate, hai să scutăm totuși un scaun, două, trei. Ai birou? Sau, dar eu nu-ți pot să fac. Trei scaune, trei scaune. Găsesc două scaune, că nu e... Două, trei scaune. Când ca să veni la sală? Două, trei scaune la sală. Deci nu pot să fac cu... Hai să luăm mețele, le ducem în curte și stăm măcar la soare, stăm cu lumea. Ar fi o idee, eu am zis așa. Da, stau să reze pe pereți, din Crăciune am rezemat, de anul nou am avem înregistrări care s-au spus că sunt mofturi de alinele. A spus că avem nevoie de o sală ședință, pentru că ședințele astea trebuie să le vadă toată lumea, nu numai noi. Eu, acum ce pot să vă zic? Vă propun, mergem înainte că am început ședința. Mergem înainte cu ordinea de zi sau oprim să discutăm cu oamenii ăștia? Suntem cu oamenii. Dacă îmi permiteți, un singur punct de vedere. Da, numai un pic. Dânsii sunt cetățeni sau agenți economici? Sunt cetățeni ai Comunea Său, în primul rând. Lăsați-mă, domnule, în pace. Dânsii sunt agenți economici. Întrebarea este așa, dânsii au venit de aici. Primarul unde este? Pe primarul nu este. Sau ați venit și dumneavoastră, tot așa să discutăm Consiliul cu dumneavoastră, fără primar? Întrebare. Dumneavoastră v-ați programat înainte de o ședință? Nu. Nu dau dreptul să participi la ședință. Dar, doamne, vreți, cine a contestat? De asta zic. Sunt două chestii. Ori sunteți în calitate de agenția economică și discutăm sub o anumită formă, sau sunteți persoane fizice, cetățeni. Eu mi-am dat seama că sunteți agenții. Păi de asta nu-i nici primarul la momentul. Care știu, dar știu că... Ca să se înțeleagă. Că aici nu vorbim numai unii cu alții, individual, așa, două persoane sau trei și a venit din cuie. Ca să se înțeleagă și pot să fiu contrazis. Domnul primar este omniprezent. Deci nu știu dacă de când sunt Consiliul ăsta au lipsit de două ori, de la ședințele de Consiliu în 9 ani. Astăzi lipsește, pentru că dumnealui tărăgânează și o lăsat-o și o scăldat-o așa, la fel ca multe alte probleme, dar asta e altă discuție. Nu este prezent. Primarul e invitat ca și dumnealor la ședința de Consiliu Local. Dacă vrea participă, dacă nu poate să plimbi, să ducă unde are treabă. Deci nu e obligat să stea aici. O inițiat anumite proiecte, li dezbatem. Dacă ne plac sau vor să ne spune răspunde. Să ne spune ce? Are o problemă, domn primar? Este la ședința. Are o problemă, domnul primar? Nu. Are ședința lui cu primarul. Dar trebuie totuși să fie prezent. Știu. Așa a fost normal. Tocmai de asta v-am spus. Mă lasă să fie prezent. Cătălina, am permis să zic, nu-i cunoaște și n-ai rost să ne prefacem. A fost prezența, cum am și repet, 9 ani, n-au lipsit de două ori. Nu știu, o dată sau de două ori. Astăzi,
am aflat dimineața, aflat și știam și eu că voi, ca așa agenți economici, veți veni aici și au dispărut. Nu știa, știu, dar nu știe multe. Bun, sunteți de acord să oprim ordinea de zi, să discutăm cu anumite? Da. Supunem la vot. Vă supun la vot. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Eu vă propun, îți mai mic față de mulți dintre dumneavoastră, un dialog civilizat, care cine își vrea să spună, dacă face, să scrie la cuvânt, vă luați notițe dacă... Vă las notițe dacă vreți, ca să putem să ne înțelegem, că e posibil să vorbim unul peste altul și nu o să se înțeleagă și nu să atinge scopul acestei întâlniri. Da, cine vrea de la dumneavoastră să ne spună cărui fapt datorăm prezența dumneavoastră și ce ar trebui să știm. Doamne, am cele dumneavoastră. Cu ce v-am deranjat noi ca agenți? Pe cine? Pe dumneavoastră. Așa. Și pe domnul Vici și pe domnul care ați participat la hârtie făcută pentru apele României. Îmi... numai un pic ca să... Stai un pic ca să luăm... considerați că ați deranjat cineva? Nu, noi am deranjat. Păi de-așa ați făcut zăzbie scrisă. Pe domnul Vici și pe mai cine? Pe care ați făcut hârtie scrisă? Pe mine? Și pe domnul Păturacă. Și domnul Păturacă? Da. Este o hârtie făcută de domnul Păturacă, da? Nu, dar nu s-o ascunde. Îi dă... Da, asta vreau să spun. Aveți un document care scrie că vicii primar al comunei său au depus vă plângeri la apele României? Odată ce te-ai dus personal, unde ca să-i arăți pe apa asemului, putem așa. Nu s-o de la api, toate părele și unde lucrează domnul fiecare. Domnul Părere. Zic eu că... Nu vreau să... Da. Stai un pic, că nu, nu o să încep, am început deja prost. Da, nu trebuie să trebuie să spuniți exact ce s-a întâmplat și ce aveți de spus. Și vreau să vă duc la cunoștință că viciile primari, ca primarul și ca polițiștii locali și comunitari și au obligația, și tot aparatul din primării, au obligația să pună la dispoziție așa cetățenilor și a celorlalți care vin, că știm de control de el. Păi dacă el o veni și trebuia să meargă poliția și cu un reprezentant al primăriei, ce puteam să-i facem? Nu se duce viciile că îl îngropăm? De ce trebuie? Femeie se vici pe drumul acum, dumneavoastră ne spuneți despre ce vor. Exact. Nu, dar eu am început cu întrebare, că acum mi-a spus dumneavoastră. Aveți un act oficial, v-a spus cineva, că, sau... ca să văd, că scris până la urmă, că verbală poate între noi vorbim. Că viciile primar au făcut o adresă la apele români sau undeva? Poftim? Adresa n-a ajuns singură. Doamne! Avem o adresă aici, făcută, către Ocolul Silvic, de primărie. Semnat joc domnul primar. Așa, și-i dau și citire. Așa, urmarea sesizării cetățenilor din comuna său, sat Păltiniș, și apa să vă informăm că în zona cantonului Bardea și la limita cu izazul comunal am descoperit o cantitate destul de mare de gunoi menajer, gunoi de grajd moluz, depozitat pe o lungime de aproximativ 150 de metri, proprietatea Ocolului Silvic Comunești. Totodată vă aducem la cunoștință faptul că la data de 30.03.2017, în urma reclamațiilor și a sesizărilor unor cetățeni domiciliați în sat Păltiniș, ne-am deplasat pe firul Albiei, în Amunte, unde am constatat că pe râul Rugina se exploatează material lemnos târâș prin Albia Pârâului. Urmarea acestui procedeu de transport al lemnului tulbură tot în aval pârâua său, pe tot firul de scurgere, până la confluența cu râul totuși. Față de cele prevăzute, vă rugăm să dispuneți și să găsiți o soluție de remediere faptă de cele constatate. Asta e care a făcut-o domnul primar către Ocolul Silvic. Am înțeles, ai citit-o. Atât. Da. Așa. În restul, eu, viceprimarul comunei său, nu am știință de altceva. Ieri a venit un domn inspector a GAPIE, de la Apele Române, a intrat în biroul mine, a scos legitimația, s-a prezentat și a spus că are o reclamație din partea cetățenilor din comuna său că apele... că apa său, părâua său... Așa, nu, mai mulți cetățeni sunt. Așa, acum era trecut. Vă rog frumos, Nea Dorel. Lăsați să vorbim. Dacă lăsăm, dacă nu, hai să-i dăm drumul toți. Așa, una era făcută la adresa pârâului de pe apa său și alta era făcută la adresa domnului Dogăriu Ștefan, de o vecină de acolo, că îi curge apa, că îi iasă, că nu a fost la fața locului și într-o pașină alta. Așa, domnul viceprimar, vă rog să mă însoțiți, întrucât eu am în atribuțiile mele gospodărirea apelor, a izlazilor, a tot, trebuie să mă supun asta. Am sunat polițistul local, ne-am urcat în mașina poliției locale și am mers pe firul apei.
unde se vedea apa tulburii, uite domnule, aici e tulburii, de la tupirea zăpezii, aici e limpidii. Deci cu toate că se topea zăpada, era tulburii. Da, da, puteți vă luați după aia. Așa, sună un pic, Cristi, sunați un pic. Suntem destui. Da, măi. Păi nu, dar să confirm în cine... Și hai mai la deal, și picolo, și picolo, și eu am încercat să aplanez, dar nu, domnule, aici e turbă, și am ajuns până la Arinș. Au făcut fotografii, ce-au făcut, a coborât la Bali. Eu nu am semnat un proces verbal, nu am constatat, nu, el a fost agent constatator, el a fost, astăzi urma să vină, să semneze, să zică, nu, la cine agităm noi? Nu, ați primit o sesizare, ați primit o amendă la cineva? Nu, 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 ați primit ceva la cineva? Mi-l urmează. Și atunci, de ce nu mi-l urmează? Bine, stai să-l duci la el, gata, ai mai dispus ceva? Da. Vrem sesizarea de la cetățenii din Arsău care au făcut hârtie scris la primărie ce apa tulbure. Nu, frumos, ai vorbit, putem păstra un dialog. Păi se tulbure apa. Da? Mă să dau un răspuns? De la cetățenii din Arsău. Se tulbure. Ne-a doi foarte bine că ai hârtie, bun. Ai ca să spun eu. În primul rând, dacă îmi dați voie, știu că individual am mai spus-o și la alte persoane și la, probabil la majoritatea de aici, dar o spun ca să se audă. Numele cui îl vreți? Eu în 2015. Și v-am spus și, ca și colegi, s-am spus și mai tare. M-am confruntat cu o problemă, da? Atunci eu am făcut o sesizare. Am avut o problemă care am avut-o cu incendiu care mi-a ars. În urma lui rezultat, dezastru. Trebuia să curăț, să spăl, să nu știu ce. Am dovadă și acum. Am filmări și sunt oameni. Și mi-am permis, eram și consilier și atunci, și cetățean. Mă uitam la apă, 2-3 săptămâni, altat, oare când se limpezește să iau o găleată de apă să-mi spăl boarfele care mi-au rămas în urma incendiului. 2-3 săptămâni, o lună de zile, doar duminica să limpezea. În rest curgea, nu turbori, noroi. Am fost și am făcut o sesizare și o spun aici, suntem filmați. Am scris și s-o duc jumate din mail-ul ăla la Garda din Mediu. Exact, punctual. Ocolul Silvic nu vrea să se îngrijească că ei, la momentul ăla, ei exploata prin grădina matale, pe undeva la Părua, nici nu știu de unde scotea de răpă, au avut un parter de 4.000 de metri. Se rostogolea mocir la în vale. Am fost și m-am uitat și am făcut aceea. Am zis să-ți dea un exemplu ca Ocolul, el e beneficiarul, el face paguma, el se răspunde, să dea un exemplu, să ia măsuri, să se facă ceva și la noi. Ghiși ce? Nimnea oamenilor. Și acum, după 2 ani, sunt nimnea oamenilor. Și dacă vreau să înțelegeți, dacă a fi nimnea oamenilor, înseamnă să fii un cetățean care îi reclami, cât se deranjează și ții dreptul tău la trăi în comuna asta, da, prefer să fiu nimnea oamenilor. Vreți să vă spun? Să vă spună domnul primar că l-a oprit oamenii la Petrosu. Da, urma la sesizarea asta a făcut-o. Dacă vreți, domnule, întrebăm pe domnul Cristi. Și sunt oameni care, în urma, la ceea ce mi s-a întâmplat mie, nimeni oamenilor, un ordinar, un nenorocit. Eu am deranjat pe cineva prin acțiunile mele în comuna asta. Nu am deranjat pe nimeni. Și mai puțin atunci n-am dat un nume, n-am dat o firmă, n-am dat nimic. Exact am scris că o scot de la Garda de Mediu. Ocolul Silvic Comănești exploatează pe râul nu știu care, nu știu cum și s-a terminat. Nici de cum că am scris de X, de Y, societate, firmă, nu, nimic. Fără să fi deranjat pe cineva, am fost învălit și sunt în continuare. Asta e. La noi, dacă ai un punct de vedere și vreți să vă dăm hârtiile oamenilor, să spun cine ți-o zis, va fi următorul nimeni oamenilor în satul ăsta. Ei au dreptul să spună ceva, au dreptul să-și adapte o vacă, să copiii să scalde, că poate nu-i duce toți într-o piscină în Antalya sau undeva. Au dreptul să trăiască, le dăm și lor o șansă, la piscină poate 20 de lei. Dar eu asta am crezut atunci. Am regretat pentru că m-ați făcut terci. Acum, Paul poate să vă spună despre ce-i vorba. Astăzi, am înțeles că el a făcut. Eu am constatat săptămâna rând că apa pe râul ăsta, pe râul ăsta este tulburi. I-am spus de câteva ori domnului primar să ia măsuri. Am înțeles că a fost la Ocolul Silvic unde nu a primit niciun sprijin și atunci am găsit de cuvință. Nu am tăbărut pe nimeni pentru că eu în acea adresă nu... La noi nu dăm amenzi. Eu am... Asta mai trebuia să mai dați și voi. Vreau să vă dați să înțelegem. Cineva suportă ceva... Eu am sesizat direcția de apă să vină să vadă ce este apa tulburii. Pentru că eu știu că Ocolul Silvic niciodată nu și-a făcut treaba și asta se repetă an de an din foarte mulți ani. Dar care ar fi treaba Ocolul Silvic? Nu vă supărați. Păi să... Întrebați-vă ei! Fiind să
noi am întrebat. Ori de acces. Nu știu ce vă zic. Dacă ați întrebat. Păi nu, dar nu de-a dat niciun răspuns ani de zile. Dar nu faci o mânie. Nu te gândești că tot în spinarea noastră. Nu, stai un pic ca să ne înțelegem. Și noi ce să facem? Dacă îmi permiți un lucru. Eu nu cred că în zilele noastre, astăzi, în 2017, poate să vină cineva și să pună amendă sau să desfințeze pe cineva ilegal sau abuziv. Dacă asta se întâmplă, ne angajăm ca consiliul local și primar, azi suntem noi. Mâine sal cineva, voți fi voi, vor fi alții. Și noi suntem aleși de oameni. Noi sau cineva v-a amendat până acum ilegal și abuziv? Da. Cine? Mai odată? De cine ați dat în judecată, doamnă? Dar ce, că știi ceva cu statul? Doamnă, dar noi ce vin avem în situația asta? Dar nu, că devine discuția de la trebuie. Paul, mai ai să spui ceva? Asta a fost motivul pentru care... Trebuie să adaug că noi, an la rând, am cerut Ocolului o explicație. Pentru că Ocolul ar trebui să vă ajute. Și eu am zis și atunci. Ar trebui să implice, să investească în drumuri, în orice. Ei se prevalează de orice obligație. Vă pot să încărcă vouă care tu de sarcini, că știu că lucrez și eu tot la un agent economic care face și exploatare forestieră. Nu fac drumuri principale. Și știu despre ce e vorba. Și dacă s-a ajuns aici, pe mine m-ați bătut în cui odată. Acum băteți-l pe Paul și problema asta se va rostogoli ani din zile. Și cei care are un pom sau 20 sau 200, sau zmeură, sau o seră, sau vrea să scade, sau vrea să-și facă o păstrăvărie, oamenii aia în comună la noi nu au ce căuta. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie să ne transmitem împreună cu voi și să ne filmez oamenii ăștia și să ne spunem nu au ce căuta în comuna său dacă vor să facă un alt fel de activitate decât exploatare forestieră. Da, dacă vrea cineva să mai spună altceva. E pusă de pe 4-a 4-a și nu a venit răspuns. De ce e acolo? Am de zile, nu ne dă niciun răspuns acolo. Poftim. Dacă n-au încălcat regula, noi vrem să ajungem de fapt la Ocol, dacă înțelegeți. Și acolo sunt oameni de calitate, dar sunt oameni care poate nu pot să facă ei, n-au putere decizională să facă ei ceva. Și acolo am prieteni. Dar noi ca să rezolvăm, adică poate pe Ciobănuști exploatează să curgă apa limpede, pe Dărmăriști exploatează curgi limpede, pe Dofteana curgi limpede și ne ducem cu toți la Păstrăv, pe aici, pe acolo, ne rugăm de ușă. Și nu, dar eu te întreb cum exploatează oamenii aia. Tot așa exploatează. Dar de ce nu curge tulburi apă? Tot așa vine apă. Eu nu fac analiză la ceea ce face ei. Eu spun ce se vede. Te rog frumos, eu m-am văzut în comuna Aseu, soarele se spală lunea, ca să știi și tu dacă ne-ai spun lunea. Tu dacă ai, îmi spală. Eu nu. Și nici nu le spăl în vale. În primul rând, poți să vă urez de apă să le spăl lângă. Nu, te rog frumos. Exploatare pe Aseu s-a făcut de când... Suntem de acord și mai mult decât acum. Cine are zmeuri și alte culturi? Sunt și alte izvoare și alte surse de apă. Cine le stabilește zmeuri? Cine stabilește că trebuie să-și caute izvor unde? Să ducă să le ia din zemeș? Fiecare. Hai, cred că noi aducem... Uite, hai să dau un exemplu. Noi, în zona care trăiesc, tu dacă stabilești așa și ne închizi pe noi, ce faci? Nu noi închide pe nimeni. Aștept să vii să plantezi. Știi de ce mă pun curmeză? Și în primul rând ați venit aici și întâmplarea face cu președintele Consiliului Local astăzi, la ședința asta. Și în al doilea rând am fost victimă exact pentru că mi-am permis ca cetățean, zic, dom'le, nu e în regulă, stau eu unde zile cu traie, stau schinare, cu barfe și eu, adică apa mi-e bună să mă inunde, să mă ia, să-mi ia podul, să-mi ia pont, să-mi ia casa, dacă trebuie să iau o găleată de apă din vale să pun la un pom, nu-i. Eu vă cred, dar hai împreună să găsim soluții, nu ne acuzați pe noi. Nu mă interesează câți bani iei și ce faci, dar de unde mănânci tu pânii, cum da. Curge apa? Și apă? Dom'le, exact cum îmi spunea, punem tuburi, facem ce putem. Stăm un pic, că vorbim la domnul ăsta. Nu mai e cetățean de pe apa, să nu mai e cetățean. Spuneți-mi asta, nu mă tu bei apă, nu mă tu speri, nu mă tu speri. Eu am vorbit în numele lui Amrăș a Consiliului. Poate le ai numai tu. Spune-și mai atinit. Spune-și mai atinit, are șansa celorlalți. Deci, eu vreau să vă spun ceva. Deci partizele care sunt exploatate la Ocolul Silvic Comănești, de pe apa Său până în fund, toate sunt exploatate pe păraie de zeci de ani de zile, nu acum. Nu noi facem exploatare acum. Și în toată țara. Și în toată țara și toată lumea. Și dacă e legal, de ce vă amendează? Dar nu are cum să vină cineva să spună... Înseamnă că vă să fiți amendat. Pentru că sunt de ăștia ca tine, Marian. Exploatare eu am făcut așa asta, da? Haideți un pic să ne înțelegeți. Haideți să o luăm așa, la modul clar. Dumneavoastră, ați concesionat de la Ocolul Silvic, nu? Ce sunt? Ați cumpărat! Contractul! Licitat! Costel! Ați cumpărat! Licitez parcela asta, o licitez la rotundul sustenă. De la preotesă, de la pod. 2 km. Am să ajung la treaba asta. Deci ați avut un caiet de sarcini, da? Un caietul de sarcini spune aia, atât se exploatează, deci toate condițiile în caietul de sarcini. Viu și vă întreb.
din... Nu mă interesează, nu știu cum îl exploatați dumneavoastră, pe domn de coastă, pe pârău, pe sub pârău, pe cer, pe elicopter, nu mă interesează. Numai noi știu. Va controla cineva din comuna său, din... Deci, primăria său înseamnă așa, primar, viceprimar și un aparat de specialitate, cu poliție locală, cu tot. Va controla, pentru că au responsabilitate de mediu, dumneavoastră sunteți agenți economici, plătiți taxa aici. Va controla din primăria asta pe dumneavoastră cineva? Ne controlează mediu, ce să ne controlează? Lăsați doamnă un pic. Păi noi nu luăm autorizații de mediu. Noi nu discutăm de mediu aici, Șana, eu n-am treabă cu mediu. Dacă vreți cu mine să discutați de mediu și păi nu puteți încăpeți. Eu vă întreb frumos, de aici cineva va controla? Dar pentru ce să ne controleze, așa nu înțeleg. Păi obligația lor, doamnă. Păi dacă ce obligație mai are primăria? Pe teritoriul comunei său, deci apa când a ajuns dreptul primăriei tulburii, are cineva obligația care răspunde din mediu de aici, din primărie, să se sesizeze de cei tulburi, ați înțeles? Păi și pe cine trebuie să controleze domnul Bobei? Că pe cine vinde sau pe noi care îi exploată? Nu știu, domnule. Dar a pus bine problema. S-a făcut împotriva ocolului Silvic. A fost bine problema. Cineva? Trebuia să mergeți la ei. Păi dar ce înseamnă? M-am îndreptat către Ocolul Silvic, pentru că eu pe domnul primar acolo l-am trimis de 2-3 ori. Nu am văzut, dar nici citire acolo către Ocolul Silvic. Nici un agent economic nu l-am văzut citat. Ați văzut numele unui agent economic sau unei persoane fizice dintre dumneavoastră? Mai multe societăți la Apele Românii, așa s-au făcut, mai multe societăți. Cum ai scris-o, Paul? Nu știu. Așa exploatează lepri raza comunia său. Eu personal când am scris-o Ionuț, am scris exact Ocolul Silvic. Și asta nu scris-o. Nu, eu când am scris-o, și trebuia de mai. Deci dacă nimeni nu v-a controlat din primăria său, da? Au venit să-ți îndrept Ocolul Comănești, cum a citit dânsul, da? Întrebarea vine așa, garda de mediu a venit în control, nu la dumneavoastră, la primărie a venit. A venit la responsabilul de mediu din primărie, mă înțelegeți? Eu vorbesc legal și ce în lege. Dânsul care răspunde de mediu s-a dus cu ăla de la garda de mediu, cu garda lui. De la Apele Române. De la Apele Române au venit să-l ia pe Paul, el a făcut sesizare, să-l ia pe preună. Nu contează, putea să fie Vasile, nu dăm nume aici așa. Problema este așa, Apele Române, ăla e pe ăla care a făcut sesizare. Nu, domnul. Cum nu? Păi eu dacă fac o sesizare, vine poliția de la București și mă ridică pe sus. Dar nu, domnul, așa cum și-o vorbea pe ăla. Asta e sesizare de primiții. S-a dat răspuns la ea și a venit de la agenția de mediu, eu am zis gardă, era mai deasupra, la dânsul a venit, la viceprimar, n-a venit la nimeni din comună. Obligația dânsul de mediu, că răspunde de mediu în comună asta, asta înseamnă mediu, gunoi, apă și toate. Dânsul s-a dus în control și de aici începe alt film. N-avem. Deci am vrut să pun lucrurile la punct ca să ne înțelegem, să știm ce discutăm. Da. Orice film ar fi să răspunde asupra noastră. Domnule, asta e partea de ce se întâmplă treaba așa. Înainte de a trimite adresa, trebuia să... Trebuia să... Păi eu de ce v-am numit dacă ceva... De ce tot banii nu-i bun? Am zis înainte a-ți trimite adresa. Păi ca să punem lucrurile. Am și o întrebare, domnul Dogar. E cântat corect, nu foarte mai. Ați terminat, Dobovecă? Da. Am terminat. Exploatarea m-am născut ca și dumneavoastră aici. Înainte acolo, îți făcea, nu zic că Iacob pe Iagăștini, aveai 5-6 km de drum auto încărcai. Treceai tot pe pârâu, o să o spus, le-am zis că am lucrat și eu așa, dar nu vineai 3 km cu lemnile pe pârâu. Păi, și dumneavoastră societate, cereți dumneavoastră la ocol, cum plătiți atâta margi bani la ocol la licitații, să aveți dumneavoastră Să vă fac un drum, să vă asigur. O făcut drum până la Lungină, o făcut, dar unde mergi la Lungină, subțin la Lungină? Nu, dar am zis că pe până o să o scot de amin mereu, nu am zis. Da, aici, păi asta e problema. Cum este Iacobul, cum este Agăștinul, cum este Trăgăl? Nu mai există... Dar nu, era 6 km de drum. Acum așa vii matare din fundul Iacobul sau vii, dau un exemplu, vii 3 km cu... Leu, și dumneavoastră pierdiți că situația este pe unul pe acolo, dați o schimbare de acolo, vreți să se cere și dumneavoastră asta acolo. Este întrebarea. Noi vrem să fim ajutați, nu îngropați. Deci primărie, dar eu am zis că deci primărie să cere dumneavoastră la rândul dumneavoastră, nu ești o oficială. Nu, nu. Costel, vrei să fii ceva? Corocel, așa, m-a fost când aici. Auzi, domnul, vreau să spun un lucru. Noi am cerut asta, nenumărat, cum ți-am explicat azi din mult aici.
și ocolului, că știam că ei trebuie să vă, să vă creeze condiții. Cum ați dai 200 de lei pe metru cub unde stă crocodilul pe el sau păsărica și până îl tai și până... Nu le da, peste tot se implică, să facă, să dreagă, sunt lucrări care le faci iarna, sunt lucrări care le faci cum le faci. Nu înțelegi. A, ei, ca să știi ce e acolo, ne rugăm de un an de zile, de 2 ani, ne pune pe edici, trebuie să dăm la cetățeni 2200 de hectare. Ne dă flit de câte ori ne găsești. Ei, dacă le-ați dă un podul la capul satului, e al nostru, dar voi l-ați distrus acolo, a fost beneficiarul direct al celorlalți, că voi plătiți 2 milioane și 3 pe metru cub. Ne dă flit, nu ne-a băgat în seamă. Păi, în condițiile astea, eu sper să nu se ajungă la voi, sau mergem împreună și o să ajungă la Ocol dacă vrea să facă ceva. Nu o persoană din Ocol sau două, că sunt și acolo oameni care nu-i vina lor. Or să se supere și vin și ei la ședința următoare. Dar vreau să vă citesc dacă vreți, Paul, dacă citește-l tu, e a tău. Exact ca să înțelegeți despre ce-i vorba în sesizarea lui. Nu că firme, societăți care... și mai ridicat. Ca să poată să înțeleagă foarte de toate. Ai număr de înregistrare la reclamația asta? O fost sau e online? E pe mail trimis. Ai numărul de înregistrare? Ai numărul. Hai să vedem. Bună ziua, da? Mă numesc Potorape Dan Paul, locuitor și consilier local al comunei Său. Din prin acest e-mail, cu sesizarea faptului că apa părâului Său este foarte tulbure de aproximativ 2 săptămâni. Am înțeles de la locuitorii de pe Valea Săului că sunt păraie pe care se trag bușteni cu utilaje de exploatare forestieră, tulburând foarte mult apa părâului Său. Locuitorii Săului m-au rugat să se sesizeze autoritățile pentru a lua măsuri și a stopa acest fenomen care este ceva ce se repetă în fiecare an. Țin să precizez că sunt foarte multe gospodării pe Valea Săului care nu sunt racordate la rețeaua de apă curentă, folosind apa părâului Său la diferite activități casnice. Adăpatul animalului, dat-o plantele în grădină de proprie, un alt efect dezastros pe care l-a avut acest neexploatare, ani de zile amatele urmate prin apă părâului, este dispariția păstrăvului mândria apelor Său, ceea ce pe mine mă doare foarte mult. Și mă doresc întotdeauna. Da, da, adică acum un punct de vedere și atunci dumneavoastră să fie. Voi mai spune ceva? Păi dar se spune că până acum dumneavoastră nu o spune șer, dar care-i toleanță? Eu mă hârtii să vedem, care-i ce... Păi întrebă pe domnul primar, că-i nașul... Domnule, dar nu se poate face așa ceva pentru cetățean reclamă, ceva să-l dăm imediat la... Ca să vină să-l facem cu cușul ăla, aici și gata. Ca să înțelegeți de ce eu vă repet și știți toți fiecare. Sunt cetățeni care reclamă, uitați-vă pe înregistrarea de acum 2 luni. O venit o doamnă de pe apa Său, să nu facem nimic legat de versările. Dar să vezi discuția. Dar să vedeți câte discuții sunt vis-a-vis de ce atelier are. Atunci avem consiliul local ce trebuie să face. Dar imediat să facem apelea, asta să spunem. Uite, doamna Drila reclamă. Nu a făcut altă persoană. Păi da, dar dacă nu avem o responsabilitate de alta, o putem face și noi de capul nostru. Deci, chiar îi spunem, clar. Chiar de nu este. Trebuie să fie responsabilități. Chiar dacă nu este reclamat, nu spune ce și eu. Deja a plecat cineva din clar. Nu? Din ce am înțeles eu, vă doare inima tare. Da, spuneți, domnule. Cu rău că n-au oamenii apă curentă. Dar de ce n-ați făcut primul pas să trageți? Vedeți și asta ni s-o reproșa și noi am trecut în bugetul care l-am executat, l-am realizat pe anul ăsta și continuarea cu apă potabilă pe apa Sălă. Mai noi, adică nu suntem ca și variar de... Era noi, trebuie din 2000... Să întrebați și dumneavoastră consilier care îți zic după revoluția. Voi e mai mare. Ce nu s-a făcut aia, de ce nu s-a făcut aia, mă? De exact ca de acostare, că am intrat noi acum de 3 luni, de 6 luni. Atâtea fonduri europene... Da, lume, nu te-au făcut, nu-au văzut oameni care lucrează. Vreau să facem filtrare și făcăm filtrele acum cu apa noastră, nu? Fă-ne, vreau să spună domnul Tăzăvan. Vreau să vă descuși eu cu cineva dintre dumneavoastră. Deci dumneavoastră când licitați un parchet, probabil că achiziționat un cai de sacin, nu? După ce ați cumpărat, obțineți și un aviz de mediu, da? Da. Bun. Bănuiesc că în avizul ăla din mediu, dumneavoastră, aveți acolo stipulat, nu? Niște reguli pe care trebuie să le respectați. Concluzia mea, în momentul respectiv, nu cunosc problema cu Luzeamă, nu? Este următoarea. Probabil la un control, nu? Dumneavoastră ați fost găsit în timp ce exploatați masalea noastră. Că nu ni s-a spus aici, controlul a fost. Ce au găsit? Că dacă nu vă găsit pe dumneavoastră, spunem cu un tractor în pârâu sau cu lemn undeva, discuția nu mai are, deci o mai putem. Problema e în felul următor. Eu știu, greutățile sunt mari. Dumneavoastră existați însuși prin exploatarea masalea noastră. Aveți scalareață, aveți oameni la care îți dați să mânce o bucată de pâine. Trebuie curajat să facă asta. Deci, dumneavoastră, vrând nevrând, trebuie să faceți ceva. Și pentru dumneavoastră și pentru ceilalți din jurul dumneavoastră. Dar,
iată vine momentul când se întâmplă bucurii de genul ăsta. Pentru că vreau să vă ajut dumneavoastră, ar trebui să impuneți celor la care cumpărați, măcar condițiile minime, să vă puteți face o exploatare, încât să respectăm o leacă și acordul ăsta din mediu. Pentru că, haideți să discutăm altfel. Eu merg pe apa Săului, dumneavoastră stați aici, da? Ne putem transforma. Dumneavoastră știți cei care se sedează și eu sunt cel care, de fapt, sunt în cauză. Ei, vedeți că rolurile se pot inversa. Eu vreau să fiu înțeles, adică lucrurile trebuie să, de așa manieră, rezolvate, încât să nu se mai ajungă la situații de genul ăsta. Că, vedeți, oamenii vin, se sedează mai nou, se adresează Consiliul Local și nu autorității, cum de fapt ar trebui. Consiliul Local este un organ deliberativ. El vine, analizează proiecte de hotărâri, spune da sau nu, sau le amână, sau mă rog, le îmbunătățește. Nu are puterea de decizii, de execuții. În primărie, domnul primar, viceprimar, secretarul unității, sunt persoanele care pot rezolva problemele care sunt ale comunii. Consiliul Local ia la cunoștință, le analizează și dacă consideră că nu s-a trebuit să fie în ajutorul dumneavoastră și are puterea să-i spunem legislativul, o face. Nu trebuie să spunem acum un război. Deci, populația împotriva dumneavoastră și dumneavoastră împotriva populației. Dar vrea să spună și... Da. Dacă, ca nivel de primărie, ați făcut sesizare către Ocolul Comănești și nu s-a dus nimic la îndeplinire, credeți că pe noi, ca agenți individuali, ne bagă în seamă cineva? Ăștia nu vin să ne curățe zăpada, accesul la drum, să ajungem acolo. Bun, nu putem găsa o soluție împreună? Păi de unde soluție? Ne bătem de la, ne bătem cu apă. Stai un pic, vrea să spună și Cristi. Greutăți inerente pe care dumneavoastră le aveți. Pe care noi nu le cunoaștem în toată realitate, pentru că noi branșarea. Ca nivel de primărie nu vor răspuns. Câteodată mai face sacrificii. Mergeți acolo din teritoriul. Da, lege, să spunem, dintr-o la un punct de vedere. Da, domnul. Se întâmplă. Vreau să spun și Cristi, spuneți. Deci, în legătură cu parchetele care noi le contractăm și așa, în momentul când ai încheiat contractul, dacă în 5 zile nu te-ai apucat de treabă, îți reziliază contractul, pierzi garanția, nu te mai primești în licitații următoarele 6 luni, conform procedurilor. De la mediu, autorizația s-o dă în 30 de zile. 40 de zile. 30 de zile, întrebare, 6 săptămâni. Deci eu mă duc, plătesc rată la Ocol, închei contractul, ăștia de la Ocol te-i apucat de treabă, domnul Țuțu, Asancum sau așa. Păi nu am autorizație de la... Dacă nu trebuie să reziliem. Și ce facem? Păi, na, poate dă Dumnezeu și nu vine controlul. Păi și noi ce putem face în situația de față? Spuneți și dumneavoastră. Da, vă spun eu ce e în cazul ăsta. Păi dumneavoastră acceptați condiția asta impusă de Ocol? Dar n-ai ce să... Așa, păi stați un pic, domne. Eu cred că sunt un om rezonabil. Știu ce înseamnă un caiet de sarcini, o hotărâre din Consiliu. Eu nu cred că Ocolul ăsta și regia asta autonomă a pădurilor este mai sus de președinție și guvernul României. E stat în stat. Păi, în condițiile astea dumneavoastră, care ați exploatat lemn, ani de zile, nu dau. N-ați tulburat, v-a deranjat cineva cu ceva din Consiliul Local, din primar, din cine vreți, v-a deranjat cineva? Până acum nu. Nu. Deci nu v-a deranjat. Și în condițiile în care dumneavoastră sunteți obligați să luați avizul de mediu de la ei. Știți, dumneavoastră sunteți obligați să luați, dumneavoastră încălcați că trebuie să ieșiți la parandără cu Ocolul Silvic, cu statul în stat. Hai să fim cinstiți. Dar cum eu nu sunt de luni. Treaba este așa. Puneți Ocolul la punct, domnule. Eu nu intru la exploatare până aduc avizul de mediu, dacă mi-l dă. Aia e corect. Deci în fața legii, așa de lucrurile. Pentru că eu vreau să fiu, să pun discuția la modul corect. Nu unul pe altul. Deci v-am întrebat dacă organele din mediu din comuna asta v-au controlat, dacă s-au sesizat, dacă s-au sesizat cu Ocolul, dacă primarul s-a sesizat cu Ocolul, că nu poate să vină garda sau cine vrea, tamne, sam, așa, pe ei trece.
Garda nu vine în control fără să intre la primărie. Da, dar nu intră la primărie. Garda nu intră la primărie. Dați un pic. Dați-mi voie acum, dați-mi voie că eu vorbesc. Stați un pic că eu am fost în situația asta, ca să înțelegeți ce se întâmplă și să înțelegeți de ce aveți dreptate și era, decât să mă fi bătut în cuie pe mine, să înțelegeți. Eu hârtia, în bani eu că nu am mail-ul ca pe comișalul, dar am scris exact punctual, Ocolul Silvic și chiar m-am asigurat în timpul ăla, nu erau agenți economici care să fie intrat în vizorul lor. Ce s-a întâmplat cu garda din mediu? A venit doamna, că știi, Fănânș cu Nea Costigă, cine a venit? Doi reprezentanți la garda din mediu. Au venit în primărie, eram aproape de campanie electorală, mi-au făcut aici sicriu și crucea și tot ce-au făcut, au scris ce-au vrut ei, nici măcar nu m-au sunat să-mi spună despre ce-i vorba. Și-au plecat unde? Eu, dacă se ducea mail-ul, că, da, ideea s-a dus, se ducea să vadă apa tulburii. S-a dus acasă la o firmă și la alta și eu, ei având în birou datele lor că avea expirat ceva și eu pus la amendă și ce-au făcut. Și s-a întors înapoi, când a fost la garda din mediu și a zis, domnule, care era, eu am auzit pe un an, cum am spune Fănel, bă, da, tu, că nu știu ce. Băi, dar nu era vorba de așa ceva. Și mă duc și zice șeful gărzii din mediu, ești afară, nici nu știu cum îl chema atunci. Și zice, era doamna și cu domnul care veni în control pe apa său, dar nu se verifice apa. Nici într-un caz, sau să o verifice Ocolul, cum am reclamat eu acolo, Ocolul Silvic, el era parchetul lor și cu două, trei tafuri sau tractoare. El s-a dus și-a luat bani și-a căpătuit pe cineva. Fără să mă întrebi, fără să... Și eu zis ăla, scoateți problema la capăt că voi ați făcut-o. Sunteți vinoveți. În primul rând, nu trebuia să ajungă cel care a reclamat faptul. Și-o da, nu trebuia. Tu te duci ca profesionist și-ți ceri scuze ca să iei chelea de pe agentul economic și trebuia să duc la Ocol, să vină la primar și să ducă să constate fapta. I-a spus exact și părâul unde era. Nu, s-a dus și mie mi s-au pus crucile și vreau să vreau să zic ceva. Nu vin și ne spun nouă. Mi-au zis, domnule, ce șansă am eu să fac o păstrăvăie să iau apă din vale? Ce șansă am să iau să irig bucata mea că dacă e săcetă? Ce șansă am să se scalde? Ce trei renunță, dar eu nu merg la cei care mi se fac reclamații, ca mâine da, ce se fac reclamații, nu? Adică, singurul din agenții economici care a înțeles ce am vrut să spună a fost Nenuțu. Că era gata să fiu linșat undeva, cineva era băut o reacă și zic, bă, iau un cer, până la urmă situația așa, are și unii, are șansă. Trebuie să găsim o soluție ca și ceilalți din comună care fac alte activități. De diferite feluri, că poate dintre voi, într-o bună zi, o să vă săturați de exploatarea asta și o să vrei să faci ceva. Să te folosești de apa asta, ca așa cum ne inundă și ne distruge și ne strică, îți s-ar dat cel puțin 3.000 de oameni pe lângă părăul său. Ei au nevoie să ia o găleată de apă, o cană, să-și rănească o vită. Cineva din la vecini de-a noștri Ionuț, ori și-a spus, domnule, gândește-te, au plecat vacile de pe Agăștin, că era geandră. O venit până la apa mare, în Valea Mare era geandră apa și nu au mai băut apă. Au venit acasă, trebuie să le adăm. Ei, auzi, dar oamenii ăia există, oamenii ăia care vor să prindă peștii, oamenii ăia care vor să trăiască în comuna asta, nu numai cei care fac exploatare. Vă rog frumos să ne respectăm unii pe alții. Suntem 400 de oameni care mâncăm pe urma exploatării. Da, și atunci hai să facem dezastru și să vedem ce mai mâncăm peste alții. Nu facem dezastru, nu este o soluție. Am o întrebare către toți oamenii ăștia care de bună credință și muncesc. Au inventat ei acum tehnica asta a exploatării? E practic acum, vin și întreb. Nu știu. Au spus cineva dintre ei. Hai să găsim o soluție. Hai luați-l pe Paul și l-o omorâți în stradă. Nu mai, frate. Hai să mergi la Ocol. Da, vine să mergi la Ocol. Dar nu ei sunt rozeți, frate. Oamenii ăștia au elicopteră, scoate pe sus. Domnul Cătulea, ce să căutăm la Ocol? Păi, dar la cine-i trebuie? Dumneavoastră, cred că nu vreți să înțelegeți ce vreți. Vreți Consiliul Local și el făcă la Ocol? Eu, am zis, Consiliul Local vreți să nu o mai ia la care. Domnul inspector Agapi, vă rog, stați 30-35 de minute să vină dânsul. Bineînțeles, sigur. Agenții economici. Da, trebuie să ne vorbim. Stau, domnul inspector. Poate vine și primarul între timp. Aș mai pune o întrebare. Spune-ne acum, Stigur. Spune domnul Tarnaval așa, că trebuia un dialog cu primarul. Cine e? Înainte de a... de a face reclamația, de ce n-ați adunat agenții economici? Ce v-a deranjat? Agenții ăștia economici contribuie cu mulți bani la primărie, la Consiliul dumneavoastră, care... Executivul trebuie să facă banii noștri. Când dați voie să vă spun... Nu, n-am terminat. Numai tu îmi dai voie, dar mă dai și tu voie să vorbim și eu. Nu mi-ați adunat. Poți să fii ori să mergi. Lăsați, să spune neapărat. Un dialog cu oamenii din comun și partidul din comun. Dar lasă-mă să vorbesc. De ce n-ați anunțat agențele economice? Băi, fraților, uite, am primit o sezizare.
Hai să ne strângem la primărie. Noi n-am primit nicio sesizare. Am terminat ideea. Băi, hai să ne strângem la primărie, uite ce se întâmplă. Uite așa, așa, ce facem? Ne ducem la o corp, face... Nu, pap, ceatra în baltă. Direct la apelii români. Asta am întrebat. Dar noi am aflat, exact ca și noi astăzi, tot la apelii români. Și când am mers, da, stai un pic, Osmania, că discutăm despre altceva. V-am mai spus o dată. Veniți, v-au făcut sesizare oamenii mei. Nu, eu v-am spus că... În rând, anul ăsta, de foarte multe ori am spus domnul primar ce se întâmplă și i-am cerut socoteală și l-am întrebat de ce nu v-a adunat domnul primar? Trebuia să vă adun eu, consilier? Păi, ce este mai aia? Da, primarul știu că tu ai făcut adresa la apelul român. Și nu știu să fac adresa. De la de atâtea ori, în ce domnul Țuțu, mă ridică pe eu vă spun de ciobănuș din 9 ani, de 8 ani. Și Madalea a fost un mandat, dar a și eu am spus cazul ciobănușului cu domn primar, am discutat. De ce ne luați așa ca și cum n-ar ști nimeni? Și am spus situația de pe ciobănuș. A venit Gagarin, a venit, am încercat. O vrut să deranjeze cu un pai, domnul primar Ocolo Silvic, cu ceva, într-un anumit subiect. Aici, pe scări, am sunat. Cred că așa la mișto pe domnul, uitați așa, un consilier zice că nu e în regulă, că nu e bine. Noi ne-am adresat, normal că nu avem treabă cu voi. Și ne-am adresat Ocolului și am zis, domnule, care e soluția ca oamenii ăștia să încadreze? Pentru că vă întreb, dacă totul e legal și noi suntem nebuni, înseamnă că o să fie bine. Și totul se spargă capă agenților. Păi de ce se spargă dacă e legal? Domnul Țuțu, domnul primar a scris-o, domnule. Păi el a scris hârtia asta, el a semnat-o împreună cu domnul ăsta. Da, către Ocol. El de ce nu v-a convocat? De ce nu a vrut să fie primar? Ești consilierul lui de atâția ani. Mi-i întreb pe noi acum adresa. Adresa către Ocolul Silvic, da? Da, domnule, eu nici n-am știut de adresa asta. Știți că eu n-am știut de adresa asta? Și Ocolul Silvic se dă apii serviciile verifice? Nu, da, așa se dă. Ocolul Silvic, Ocolul Silvic, primarul, când am văzut, de ce nu m-au convocat? Băi, agenția Conovici. Uite, în baza la o sesizare, de ce nu vă... Paul putea înainte de a face sesizarea... Eu vă întreb ceva, de ce nu vă întreb? Primar, ia stați-o leacă, domnule, hai că-mi sar capace, zic-o povechi. Păi primarul ăsta în comuna asta ce este? Este numai servitoarea cuiva? Și bă, că toată lumea acum vine în Consiliul Local, vine și ea Consiliul Local și-l scutură. Pentru că el zice așa, du-te la Consiliul Local că nu mi-a aprobat. Și nu va aproba Consiliul Local, domnule. Nu v-a aprobat asfalt? Ce nu v-a aprobat Consiliul Local? Vă întreb de dumneavoastră care plătiți o grămadă de bani. Nu mai duc la toată baba la parte. Asta este meseria. Cum e posibil? V-am întrebat la modul corect. Dom'le, va controla din cadrul primăriei ăștia cineva? Nu. Păi cum face el primar la Ocol fără să vă întrebe? Dumneavoastră ne întrebați în subsidiar pe noi consilieri. Nu cumva voia să lipiți primar? Păi uite primarul cu hârtie în față, domnule. Primarul făcut către o col, nu a avut treabă cu agenția. Dacă știa că era... Domnule, au făcut-o la o col, au făcut-o de voi frumos sau au sesizat cu treabă? Țineți ideea și... De ce nu v-au convocat? Că asta mi s-a pus întrebarea acum, domnule. Da, întrebarea o pune de rândul oamenilor, de ce n-am... Domnul ăsta a spus întrebarea asta. De ce nu v-au convocat? Păi de ce nu v-au convocat, domn primar, întâi? Dar mă întreb pe mine, de ce? Păi, domnule, asta nu mai vreau, domnule. Să faci un program primarului, să ție sau la altul. Un consilier nu poate să vă convoace pe dumneavoastră. Nu poate, nu. Poate să vă indă, poate să scrie. Poate, domnule, că e obligația noastră. Obligația noastră. Obligația lui ca primar este să execute, dar nu vrea să execute. Păi să se ducă primarul să vă controleze pe dumneavoastră, nu vii agenția de mediu. Nu-i corect cum am pus problema. De ce nu vă controla nimeni din cadrul aparatului despre cu poliție? Ca să sesizeze problema și să o oprească la momentul ăla când poate dumneavoastră ați greșit, fără să vină alt organ din afară, că l-a venit cu amendă. M-ați priceput care e fenomenul. Eu nu vorbesc de a greși. Nu. Nu mă înțeleg. Nu vorbesc de a greși sau nu. Eu vorbesc de modul cum să faci treaba corect. Până a venit gata, vă controla primăria. Am spus bine sau nu? Sau nu știți că are voie atribuțiile primăriei și nu vă dar vreau să spui că un spirit de parchet, de patent, să vă trag cu parchetul cealaltă. Nu, eu am autorizații. Și semnate de un ocol, Silvic, de un șef de un ocol. Și nu vă face și eu mă duc pe Răuceala sau pe unii și mi-a sigur drum și ca lemnic. Asta e datoria. Și atunci cine are treabă? Înainte cum ți-a spus ceala. Cine are treabă? Asta e treabă. Domnul, da. Și eu sunt legat. Serviciul de salubritate înseamnă că are obligații să controleze pe malul râului, bidoanele, gunoiul, ce vrei dumneavoastră. Știu, salubritate, știu, dar nu-ți. Păi eu când vorbesc de a spune ce că nu are. Păi are, în primul rând, are obligația asta, că are lege în baza la care să facă.
Teoretic, practic, nu teoretic. Nu, teoretic. Și vorbea de la început treaba asta, nu vine garda peste agenția. Teoretic aveți dreptate, treaba asta se întâmplă. De la început, dacă ați oprit asta, ar însemna să nu se mai facă exploatare forestieră. Nu e, da, da. Să răspundă, domnule, să se ducă să controleze și să spună, domnule, dă-i, domnule, bata. Auzi, nu știu că are el, stai luam un pic aici, nu trebuie. Deci primar, putea să ducă să facă indivizul care e tras prin pârâu. Nici treaba primară în stai nu și domnul, eu nu vorbesc de asta. Las-o așa, te rog frumos, las-o așa, că dacă vrem să le discutăm pe tăi, atunci chiar o să deveniți penibili. Cu domn primar în frunte. Dar eu vă spun altceva. Dacă lua și făcea asta, cum ai zis, să mergem la ocol. Cine să vă reprezinte la ocol? Din cât, cine e cel mai primul om în comună? Primarul. Să meargă. Dom'le, am un număr de agenți economici. Oamenii ăștia trebuie ajutați ca să-și desfășoare activitatea corectă. Ca să poată lucra, că dacă nu vin aia de la API sau de la mediu și o să-i amendeze. De ce nu vrea să faceți, uite, așa cum sunteți în formatul ăsta și împreună și cu noi să mergem la șeful de ocol sau la direcții, la Bacău sau undeva? Și la ședința cu... Ce să facem, domnule? Ce să facem, domnule? Stai un pic, Nea Dorel, ce ai dispus? Nu, făcut dar trebuie să vină ei aici în Consiliul Local, la primărie, cu primar, cu șef de ocol, văd să discutați situația. Noi cetățenii aceștii comuni n-am avut niciun sprijin de la primarul după revoluție. Ce se întâmplă situația? S-au plantat, numai unde scoate o vacă, numai... Niciun sprijin n-am avut de la primăria locală de aici, de la noi. Poți să spuneți, o fost pentru alții, dar pentru cetățeanul de rând, nu a fost. Și pentru dumneavoastră. Și cu asta am încheiat. Care vrem să înțelegi? Nu mai dăm mâța de colo, dacă colo, cineva colo. Și-a sumat... Adică nu avem, am fost și-o, la Nadișa cu 20 de ani duceam în remorca cu dărdala pe noi. E cam palm, asfalt. Am ieșit și eu în țara asta. La noi ce avem, domnule? Nică câine pe aproape. Auziți și ce vici? Așa, dar n-avem nimica, că niciodată n-am luptat pentru... Stai un pic, eu nu știu să pari, și te întreb personal, că ai fost unul de cei care a zis că eu sunt nebun. Crezi că ceilalți au voie să facă alte genuri de activități în comuna asta sau nu? La mine că-ți dau eu la pasul, fătând, pătesc. Dacă vrei să mă iei la mișto, nu mă așa, mă. Dacă vrei să mă iei la mișto, ia mă că trebuie, nu mă spus. Dar Marian, ce ai fost contra? Eu îți spun un lucru. Ce-am avut de spus? Oamenii ăștia de s-au ajuns la problema la care suntem astăzi. Și o să ajungem din nou. Ai făcut reclamația la ocol și cine a suferit? O suferit ne-a fost decât. Dar de ce n-ați venit? Am reclamat ocolul. În fapt, și ca beneficiar, și ca exploatator, și ca tot. Atunci, și nici m-ați cine suferit? Măi, Marian, mă, cine suferit? Cine suferit? Cine niciun consilier local din 90 până acum să spui că apa tulburi? De ce asta vreau să știu? Păi nu știu, trebuie să fac de Marian. Pentru ce sunt consilier aici? Să Marian. Auzi? Ei, ține și nu se plânge niciodată. Hai să spun, eu asta ți-o mai mă dat, da, la bolivie. Toată lumea, aseu, aia neagră, da. Hai să spun, când ai venit tu, gata, domnule, spune. Păi, da, domnule. Vrei să spui? Păi, era tu, și-o plecat. Așa, o flerat. Înseamnă că vreau să schimb ceva, dar înseamnă că eu sunt primar în comuna asta, nu? Deci, stai un pic, nu i-a dat o replică unui acostic. Te rog frumos. Eu îl dezleoam. Lasă-mă un pic că trebuie să-i dau răspund unui acostic. Domnul Costic, te rog frumos. Sunt alegeri. Fără anticampanie, spui oamenii că sunt cel mai mare din orice să nu mă aleagă. Îs consilier, m-au votat un număr de oameni și trebuie să-i reprezint și pe ei, la fel ca și pe Matali. Că nu m-am îndreptat și nu am nimic cu Matali personal. Nimic, absolut nimic. Nu am nicio nimic, și înainte, nici cu nimeni. Nu am și după mine să se găsească alții. Nu te aduci eu ce niciodată primar să mai trăiască. Dar eu nu, nici niciodată. Ai înțeles. Niciodată nu mi-ajungi primar. Asta este campania ta. Ai înțeles că și nici n-am studiu. Niciodată. Facem campania, vă zi. Domnul Marian, apropo de problema ridicată de dumneavoastră, referitor cu ciobanul, și să nu credeți că pe ciobanul nu au fost probleme. Anul trecut și cu 2 ani, în permanență, au venit sesizări. Și de la păstrăvăria lui, noi zicem Gagarin, da. Precum și de la alți cetățeni, știți că acolo e și barajul și este și stația de apă. Ei, în repetate rânduri, și asta o găsim consemnată și în procesele verbale, domnul Trăbău a plecat. Și-au luat echipa trimisă de câte primărie și au venit și de câteva ori chiar ne-au informat pe cine au găsit. Că apă stulbura, în momentul când se traversa cu lemnul prin râu. Băcun, arăta oribil la un moment dat. Ei, au fost vreo 3 sau 4 intervenții, din câte știu eu, la problemele ridicate, tot în cadrul Consiliului Local. Acum lucrurile pe ciobănul s-au liniștit. De ce s-au liniștit? Nu pot să vă spun. Ori nu se mai face exploatare, ori s-au mai făcut, acolo s-au făcut și niște lucrări.
Deci ocolul Silviu, nu știu, lucrări pe lapuc încolo de câțiva ani de zile, lucrurile acolo s-au mai reglementat. Ca să nu se creeze la un moment dat situația în care numai dumneavoastră sunteți dezași și ăla alți nu. Nu știu dacă, dacă toată tebatura asta a fost făcută cu rea intenții sau... Eu m-am mestecat la început. Asta e părerea noastră că este cu rea intenții. Eu v-aș întreba așa. Dacă un grup de 100 de cetățeni făcea hârtie cu temei, cu avocați, cu toți și umbla un de pistiu acolo cu Omănești și vinea pe dumneavoastră, ce faceați? Îi scoateați din comună? Că le dați mâncare la 200? N-a făcut nimeni 20 de ani de când nu faceți. Eu fac o ipoteză. Dacă erau cetățeni, nu consilier. Dacă sunt de Marian. Nu Marian. Dacă erau cetățeni, cu avocat în spate, vorbesc la modul ăla ca să nu puteți ieși. Cum procedați dumneavoastră? Procedați altfel? Da, cred că procedați. Piaseu, ocupația de bază, exploatarea turistică. Dar ce numai ca să eu? Dar ce numai ca să eu? Dar ce bă, nu știu, domnulești 12 ani de aici, e unică ocupație. Alta nu mai este. Dar nu au ceea ce avem noi, ce reclamă oamenii. Doar femeile la Petros care l-au oprit pe două primași, pe două vicii, pe drumul tot eu. Tot eu m-am dus acasă. Deci atât de Spune dacă vrei să spui ceva, numai hotărâți-vă care vorbiți. La ședința asociației erai acolo. Am luat microfonul și am spus la oameni, domne, vă reprezint, sunt viceprimar, veniți în mod organizat, mergem, unii doriți dumneavoastră, la ocolul Silvic, la unii și eu sunt pentru dumneavoastră. De asta poate ne-am adunat aici. Noi trebuie să ne apărăm, nu că suntem consilieri. Și nu trebuie să ne apărăm că suntem consilieri. Sunt niște sesizări făcute, nu le-au făcut către mine, nu eu am semnat, primarul comunii care nu a binevenit să fie astăzi aici. Așa, uite, eu promit în continuare, haideți să mergem. În aceeași echipă, mergem la ocolul Silvic, mergem la direcții la Bacău, mergem, ca să nu ziceți că am ceva. Dar eu reprezint pe toată lumea, eu sunt viceprimar, nu pot să... Până acolo să mergem, până acolo să mergem, până acolo sunt reprezentantul cetățenilor, de asta sunt aici. Să înseamnă că toată lumea asta zice așa, să ne ducem noi. Dom'le, eu am văzut multe lucruri în țara asta. Numai în comuna asta aici, nimeni nu vine la comun, toți se duc. Cineva vine aici să dea socoteată primării. Păi domnule, nu intru mașină în comuna asta cu lemn, dom'le. Cu lemn sau fără lemn, dacă se vrea. Viniți aici, ocol mama dracului tot. Păi dacă toată lumea e ascunsă, cum vreți? Păi mai simplu taxa. Că zic, vreau mi-a pus amnistia pe tansa aia pentru niște chestii, nu credeți dumneavoastră. Am zis așa, liberanii, ăia care-s băștinați și nu plătesc, să plătească alții. Păi cum, domnule, dacă plecau 10 mașini cu antimergător? Și se opreau partea aia acolo și nu din banii noștri? Deci cine să ne reprezinte dacă nu se vrea? Și Grebenciuc l-a reprezent toți. Voturile aici au luat. Și? Domnul Bec. Care este? Dar haide să vreau să și normal. Auzi, la actuală trebuie să ni se dea pe urmă. Am început să vină șeful de ocol, la Ciobănuș. N-a venit eu. Avem drum acolo, n-a venit. Păi să vină dacă. Veniți toată comuna. Să dau pădurile. Treaba pădurile. Domnul, dar ce pădurile astea? Să le primim însuși. Nu înțeleg, mai obiect. Costel, vreau să vă spun un lucru. Când a fost taxa de drum și ne-a dorit poate să vină aici. Am spus că nu e regulă, nu e regulă. Sunt agenții economici care plătesc atâția bani și bla bla bla. Nu și nu și nu. Ne-a dorit, atât am susținut el atunci. La următoarea ședință s-a răsucit. Când a fost taxa de drum, ne-a dorit. Da, ți-aduce aminte? Drum, nu, fost, da. A pus problema agenție care... Și nu sunt și Daniel același lucru. Vreau să spun ca să înțeleg. M-am opus, a fost singura rămas până la urmă, care m-am opus la taxa aia de drum. Și ce-a făcut? Majoritatea a trecut-o, s-a taxat până într-o zi, când a apărut un interes pentru cineva. Și-a oprit-o fix atunci, când a trebuit să treacă 40-50 de bani, până la deal ca să se rezolve niște probleme. Și-a dispărut taxa de drum. Așa se face treaba la noi. Și e ușor să acuzăm pe ăla sau pe ăla. Eu am fost înfălit în toate felurile în 9 ani în consiliul ăsta. Și de oameni care... Da. Da, dar m-am opus pentru că agenții economici spunea că nu e regulă. Și am zis și eu că nu e regulă. Atunci n-ați venit. Nu,
Nu e adevărat. Nu, am o sugestie ce spun eu, I-am spus că e ilegal, scria clar, având în vedere că sfondul de la nu știu din nou. Și trebuie să ne acuzăm, exact cum a zis Emil. Domnul Beic, hai să facem un tabel cu ăștia care sunteți și stabiliți ca să nu cădeți voi în gura lupului, ca să vă judece ca agenți economici fiecare, că pe voi poate să vă judece în funcție de bani de afaceri. Și mergem noi cu primarul, viceprimarul, consiliul, dar să veniți și voi cu noi. Să punem problema asta. Uite, oamenii ăștia urmează să-și iau amendă și nu trebuie să-și o ia ei. Și să-mi duceți să vedem ce răspuns ne dă acolo. Și dacă zice că e în regulă, că e din punctul lor de vedere treaba mai bună, atunci voi nu mai aveți nicio treabă. Noi cu hotărârea lor și el spune, doamne, e în regulă, trebuie tras pe pârâul ăla, pe pârâul ăla, pe pârâul ăla. Când vine garda de mediu sau când vine Apele Române, cu hârtia care ți-o dat-o acolo și spune că e în regulă, eu pui în nas. Uite, doamne, că mie mi-a zis autoritatea care mi-a dat materialul lemnos, mi-a zis că e în regulă. De ce să te amendeze dacă e în regulă? Eu asta vreau să știu. A spus, îi semnat, e acolo. Cum să te amendezi acolo, spune că e bine. Și dacă nu e bine, să amendezi acolo. Uite, facem un tabel și mergem împreună. Și atunci, când noi așa dăm vina, ăla mă acuză pe mine, ăla pe celălalt, celălalt pe celălalt, celălalt. Dar de ce nu vrei să mergi? Păi dar mergi mult timp. Păi da, asta e. Facem un tabel, sunteți toți, semnăm în el. Dar de ce sunteți toți lemnare, iertați-mă. Nu mă aud tu atât. Ocolul, Comănești, are depozit de lemn pe apa Săului. Deci problema asta e mare. Deci are depozit, dar confirmați toată lumea. Câți bani, știți câți bani ia primăria Său de la Ocol pentru că are depozit acolo? 0 lei. Păi... Păi și te vrem vreși nu ești la birat. Sau pentru la noastră? Păi nu, avem drumul meu? Sau pentru la podul ăla. Deci podul de la capătul satului, dacă îl traversează, iau bani. Dar poate să... Dincolo copal în ăla, că acolo îi pun bariere. Ce să fac, ce o să mai facă? Dar nu se vrea, domnule. Vreau să vă jupoaie de dumneavoastră. Știți cum puteți, numai dumneavoastră, sau pentru transportul țineți câțiva salariați și vă descurcați? Din cauza asta trageți și pe zăpadă, și pe apă, și pe râu, și pe mână, nu mai contează, ca să puteți să faceți ceva. Restul, pam. Aici e treaba. Dacă nu se implică cineva din sus, în jos, nu se rezolvă treaba. O să luați amendă, o ciuciuliți și pe asta, că nu aveți încotro și înainte. Dar Ocolul nu fac înseamnă primar, ce nu înțelegeți, nu suntem, nu fac Ocolul înseamnă primar. Vă place cum arată de la școala Bardea până la scaune? Sunt bani înseamnă. Vedeți că sunt primarii, păi da, nu mi-a comentează, că sunt primarii de primărie. Da, aia, că nu-ți duc acasă. Să facem ceva ca să ne bage în țară. Așa, dacă toți suntem cu mâine, nu există niciun fel de timp. Trebuie să facem plan comun cu mine. Am fost la școala Bardea, am fost la școala Bardea, am fost la școala Bardea, am fost la școala Bardea. Cu toți, consiliul local, primărie, da, agenții economici. Hai să stai un pic, Costel, dar nu-i vorbim. Primarul să duce să-și ceară scuze de la Ocol, că eu îți dracu, ce vrei să-ți facă primarul? Păi el nu se ducă ca autoritate să spună, doamne, asta e, vie aici și căutăm și rezolvăm. Dacă nu, tu nu mai scoți și nu mai faci asta. El s-a dus la Ocolul Silvic, că prima fază cu vicii primar, i-a zis că are de la 3-4 babi, cum zice cineva, sau 3 moșdegi, o sesizare, și după aia s-a dus cu polițistul, și i-a spus, doamne, n-a ce face, dracu cel ăla din Marian, consilier, nimeni oamenilor s-a găsit iar. Foarte fals, că era făcut de Paul Podroac, alt nimeni oamenilor și ăsta. Și în baza la niște plângeri de la oameni. Ce dracu. Atunci, desființați-ne, facem un referendum și nu mai dizolvăm Consiliul Local și să stabilească ca să aibă pe să aveți pe cine aruncă mâța. Și atunci cine are putere, bă? Să mergem împreună. Păi primarul ne-a spus. Consilierii nu au putere. Păi primarul ar putere. Cine are putere? Păi nu ar decide. Tu n-ai înțeles, s-o dus la Ocol, nu ca să rezolvi. S-o dus în primă fază. Domne, știți, trebuie să facem, trebuie să trecem. După aia, la 5 minute, l-a dus pe ăsta la primărie, l-a luat de Cristi Tătanu, s-o dus acolo. Și nu-i ce fie putere. Și domne, n-a la mingași. Aici e primarul. Primarul și-a cerut scuze la șeful de Ocol. Nu mai băgă toamnă în discuții din astea. Eu sunt în discuția. Primarul la Ocol și-a cerut scuze. Ce s-a făcut de la presă. Nu, dar de ce mă băga pe mine? Nici nu s-a asumat ca primar, bă, eu sunt primar. De ce vorbesc cu s-a cerut scuze primarul? Știi că s-a cerut scuze? Domnule, a rugat mâța pe mine, eu în loc să spună ca primar, mie îmi pui și faci asta și asta, el a zis că eu sunt dracu. Păi ce-s eu, buricul pământului aici? Nu cred că am mai mult timp. Mă plec la 5 și s-a schimbat magazinul. Am venit la ședință, mă duc, mă schimb înapoi și mă duc la treabă. Și eu crede-mă că mă înțeleg, poate nu știu să mă explic.
Dar puteți să mă acuzați care vreți, dar nu e așa treaba. Nimeni, din cauza că s-au rostogolit obligațiile și sarcinile liderilor din comuna asta și tot așa. Păi să vă spun, uitați-vă în centru. Noi am împărțit o luni de zile, acum o luni de zile, că dacă tot ați venit până vine omul ăla și vreți să-l ascultați, am împărțit buget. 3 lei acolo, 5 lei acolo, cum ne-au dus pe noi capul. O trecut o luni de zile, când s-au dus vicii primar, domnule, aveam bani alocați pentru aia, pentru aia, începem ceva, să punem o gaură, o plombă, să facem centrul ăsta, 20 de metri pătrați, să facem aia, să facem aia. Ești ce? Duceți-vă la cei care sunt responsabili. Nu, domnule, nu se face, lasă mai stăm așa, lasă mai stăm așa. La ce-o dat drumul? Niciun leu. O lună de zile, ăsta e timp bun, e frumos, în loc să înaintezi documentații. Au trecut 25 de ani, n-avem pentru cei tineri un spațiu de joacă. N-ai pentru adolescenți un teren de fotbal. N-ai pentru mă bătrâni ceva, să le favorizezi ceva. Centru pământ, uite cum are. Centrul ăsta comunii nu pot să nimeni încă vaca au intrat intră în primărie. Și multe lucruri care îs poate pentru unii deranjante, dar dacă cineva și le-ar asuma, am arăta încet cu încet altfel. L-am întrebat în deșteptarea că l-avem aici, despre strategia noastră turistică a comunei Arsău. Dar poate într-o zi, știți când ne-am confruntat cu 5-6 ani, că tot el a fost la București, că vrea să ne facă zonă arie protejată, să bagi inventar, să oprească tot. Bun, dar dacă se întâmplă într-o zi, nu mai face nimic, am zis, domnule, avem o strategie pentru turism, pentru dezvoltare rurală, să facem, am fost la fel de fel. Nu, spuneți voi ce avem. Și după aia, eu dacă zic ceva, eu sunt drag. Da, domnule. Mai am pus eu pe Facebook autostradă din China, treci pe aici. Nu, trecând peste mine. Hai să lăsăm gluma deoparte. Trebuie să lămurim cum. Dacă vine omul ăla aici, ne lămurește. Deci dumneavoastră ați venit aici și nu doriți să plecați cu un document încheiat între Consiliul Local, în ședință de Consiliul Local și dumneavoastră? Domn Țuțu, dar eu spun, dar cum să te amendeze dacă ai acordul din dumneavoastră? Ce punct de vedere aveți? Cum să te amendeze? Tu vă faci. Foarte bine. Domnule, înseamnă că e o problemă. Ce punct de vedere aveți? Noi. Bun. Păi cum are acordul din dumneavoastră? 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 Automat. Nu, nu, nu. Voi doriți o rezolvare aici, dacă găsiți o soluție mai bună. Împreună, deci nu facem altceva. De asta dar totuși, indiferent din neînțelegerile între noi, între dumneavoastră, între care sunteți, noi suntem la mijloc. Deci, pe noi cade, că pe noi ne găsește și mediul dacă trecem prin apă, și apele și oricine. Domnule, ce facem? Deci noi cred că pe undeva agățați oamenii spate. Nu e de taxa, e din Beleaua. Beleaua, dați un din. Scuzați-mă, să termin fraza de spus atât. Țineți minte ce vă spun eu. La alegeri n-au participat societățile comerciale, cetățenii. Cetățenii au ales primar și un coase. Domnule, asta eu v-am cerut părerea dumneavoastră în calitate de agenți. Ce soluții vreți? Ce doriți? Ce doleanță? O facem scrisă, o cuplăm, o decuplăm, o multiplicăm. Nu văd niciun autobuz. Ca așa nu face nimic. Dacă stăm numai și ne uităm unii la altul, îți comentăm. Mâncăm cu toți o bucățenie. Asta e indiscutabil. Nu, a zis că numai dumneavoastră sunteți la mijloc. Uite că și eu sunt la mijloc. Fiindcă cetățenii care m-au votat sau care nu m-au votat, îmi cere, domnule, de ce e așa? De ce e gaură pe asfalt? De ce e apa turbă? De ce? Ei, dumneavoastră m-am luat pe partea asta. Domnule, de ce nu pot să-mi desfășur activitatea? Am atâția muncitori, am atâția angajați. Uitați, eu sunt la mijloc. Nu numai dumneavoastră sunteți la mijloc. De asta, dacă totuși ați venit aici, ați zis că să mă soluți. S-a întâmplat acum, o fost ilegal. Poate cineva nu a mai putut să mai rabdi, nu știu. Nu am fost până acum în Consiliul Local ca să știu ce s-a întâmplat. Nu e adevărat asta. Dacă vreți să-l dau, să-l dau cu lumii și prelumii. Om care a zis, veniți să vă dau exemple cum se scotea de la IF dublu. Om din comună, nu eu. Haideți să găsim o
scotea 200 de mii de, că domnul Sio Mafalda să le știu pe toate, să scotea 200-300 de mii de metri cub la ocolul bar, la, la sectorul bar, la ce era. Da, și-a zis, domnule, nu vede așa ceva, te uitai pe vari, numai un pic, domn Bobică. Și asta spunea, oamenii de aici, dar nu mă duc, domnule, să mă, da, ce vrei să rămân în locul ma tale. Și-a zis, te uitai pe vari, așteptai să fac o leacă a pasturii, îți dai la un crean, la un preț, păstră, la ceva. Și nu venea, curgea cu ploua, o să două tulburi și după aia și se exploata dublu decât acum. Că am înțeles că acum știa și că aveți 100 de mii de metri. Eu n-am făcut exploatare, eu să am alte cifre. Și oameni, oameni, bătrâni care astăzi și, și părinți dintre a voștri, dacă vreți să vă spun, nu n-are rost. Care au zis, domnule, da, într-adevăr, dar trebuie găsit o soluție. Și era apa, limbi de copii să scăldau, oamenii grijau, vacile de apă, oile, turmele, toate lumea cu problemele lor. Noi până de asta am cineva să ne... De asta cum o zis, împreună merge. Împreună merge. Să le rezolvăm noi, să putem merge, să putem să ne familie. Să putem continua să lucrăm. Disfărit, dar îți fărea 3 zile. Putem soluții, să putem continua să lucrăm. Facem listă, facem un act, cum o zis domnul Bică, și mergem în statul, o dată când puteți, cu reprezentanța Consiliului Local. Și primarul, dacă, o să vedem dacă vrea să vină și să mergem. Nu vrea comunești, îl ducem și să ne elibereze un document să spună, domnule, se poate face altfel sau nu. Și dacă zice că e în regulă așa, cu ăla, noi când vine, când vine domnul ăsta care a fost pe apă și o constatat, noi arătăm. Uite, domnule, o spus-o acolo, simte că așa se face și cu garda din mediu. Și n-are cum să-ți mai pună amendă neavasele. Cine crezi că îți dă? Acolo e controlat. Și dacă e controlat, de ce vă pune amendă? Garda controlează șocul. Garda controlează șocul. Și garda a spus că e în regulă așa, nu? Și de ce spune amendă? E în regulă că mă rog 700 de euro. Agenția de mediu... Să spun amendă, voi. Îi dăm 40 de neautorizații, iar garda de mediu sună în primarie de autorizare. Ciobănu și amenda de 750 milioane la ăla de la Suceava. Eu eram la încărcat. Două lemne era cu capul în apă. A doua zi, pe proces verbal, văzut, citit de mine. A doua zi erau ridicate lemnele alea, care erau două lemne cu capul în apă, băgat, cu vârfurile în apă. Erau ridicate. Eu pun 750 milioane amendă. Eu am zis 3 ani de zile de atunci și omul plătește 800 de milioane, e o nenorocire pentru firmă. Ce se fac? De unde se scoate atâta bani? Domnul Țuțu, vrea să spună domnul Puiu și domnul. Da, am ascultat și o parte și pe cealaltă. Eu nu sunt din domeniu și nici aș vrea să mă pronunț. Vă înțeleg supărarea. Sunteți supărați că a reclamat cineva din Consiliu. De azi, asta, asta am înțeles. Bun. Ce vreți să faceți? Să-i luăm gâtul? De nu potoracă, că a făcut sesizarii. Mâine pe mâine poate să fac și eu. Nu zic nu. Poate o fac și o fac. Problema este alta. Eu vă întreb pe dumneavoastră așa. Spuneți de autorizarea de la mediu pe care o primiți dumneavoastră. Vine cineva de la mediu în momentul când vă dă această autorizare? Nu trebuie și eu. Nu, dar facem lucru la un... Și păi stați un pic, când vă dat la... Ați licitat ambasamentul de la Ocol, l-ați câștigat. Au schița, parcă au toți. Și nu trebuie să vină la fața locului. Au schița, vin în teren, văd că altă posibilitate de exploatare nu există decât trecând prin vadul apei și cu toate astea el îți dă autorizare. Nu, deci nu s-a făcut exploatare. Nu, nu, nu s-a făcut exploatare. Da, bine, Dorin, ca să vorbească domnul Puiu cu Neluțu, că nu ați zis amândoi nicio vorbă. Dacă e pârâu mic, nu are, nu e tot mediul natural acolo. Eu asta nu înțeleg. Vă dă autorizație de mediu și ei vă amendează. Vă amendează pe ce? Pe autorizația care o dat-o de pe scaun, din birou, pe așa se dau autorizațiile, din birou. Nu amendează mediu, amendează apele. Mâine vine poate garda de mediu. Dumneavoastră aveți autorizație, da? Aveți autorizație. De acord. La mediu. Separate. Domnule, unul ți-e eliberează autorizat, altul te verifică. Sunt două instituții diferite. Eu am întrebat pe cel care eliberează vine la fața locului. Păi vedeți, aici e hiba. Asta este hiba. Până la altul vine din spate și poate să zic că dumneavoastră. Dacă eu n-am înțeles, mă tai ața, adică îți dă și după aia te amendează apele. Dar nici nu se pune acolo și cu apele românii. Hai să mergem la toți în plasă. Și acum apele români au zis, face sesizare la mediu. Da, eu spus. Așa au zis, face sesizare la mediu. Deci sunt două organisme care sunt față la urmă. Primar la mediu. Asta au zis. Cât de ușor să era să le iei primar, că ești consilierul lui, să rezolvăm problema asta. Șbang în cârca viciului și al lui Marian. Nu rezolvă primarul, nu poate rezolva primarul. Dar eu zis asta, domn primar, sună doar la mediu, mediu de autorizații.
n-l bag o culoare. Sună la mediu. Dom'le, nu știu ce sună la mediu, domnule. Auzi, trăim în niște vremuri... Nu știu nimic. În vremurile în care trăim, există riscul, dacă nu se schimbă forma de... de conduce și cum trăim, să nu se mai poată pune pumnul în gură în fiecare zi. Vin generații noi, vin tineri, vin astăzi, peste 4 ani, au 18 ani și are un cuvânt dispus. E adult, muncește, câștigă, trăiește, face ceva. De ce nu cătăm să soluționăm? Nu să dăm vina, uite așa, că tu ești dragă, tu nu-ți ajungi oaia, vaca, capra, miel. Ăia la alții au o problemă cu izlazele, niciodată nu interveni nimeni și știi toate probleme. Spune-mi ceva ce s-a rezolvat în comuna său. Ceva! Ceva! 10 ani de când ne certăm cu izlazul pe partea să marte. De dușmanie mă cu ceva, ce mă cu ceva. Bun, acum noi am venit să nu ocupăm. Tot amână, tot amână, tot amână. Dar nu mă partea, Iacob, Chetros, nu să te închizi, nu mai spate mă. Sunt de acord, dar ideea de bază, să nu ne ducem către alte probleme care unii privesc pe noi acum, da? Corect. S-a iscat o problemă minoră. Acum și nu vă privească Neluțu. Marea, dar asta era... Deci pentru asta a venit acum să dezbat din toate problemele, da? S-a creat un caz acum care noi îl amplificăm fără să fie cazul. Primul rând, domnul Puiu a punctat bine, da? Deci toți lucrăm, avem autorizație să îndeplinesc niște norme, niște pași. Înseamnă că e bine. S-a ajuns la o sesizare care nu trebuia să ajungă aici. Întâi trebuia făcute niște discuții cu noi toți, cu cei nemulțumiți, cu cei care au probleme și găsit o soluție comună și după aia să ne apucăm să o ducem noi mai departe. Așa trebuia purtată discuția. Și dacă nu cădea nimeni de acord și nu era la căi ameabili, puteam să se sedăm mai departe. Să zici că nu ia măsuri. Care luăm cu șeful de ochi. Care e soluția? Trebuie să iei măsuri. Nu venim și arătăm cu degetul către unul sau către altul, dar și fiecare are libertate de opinii și exprimare. S-a făcut asta. Și eu sugerez, spune tu care e soluția, că reclamații vor veni și de acum. Băi, nu știu, stăteam tot așa toți, nu spune acum, dacă nu pot să dau eu soluția, dar stăteam toți, ne întâlneam noi care eram implicați. În realitate, în teren aceeași era. Domnule, sunt de acord că era aceeași, dar ne dădea cu unul păreri, unul păreri, că acum... Nu mai scrie pe hârtie. Nu mai scrie, stai, că acum discutăm problema asta, de la asta plecăm în alta, de la aia la altă plecăm în aia la altă, da? Aia trebuia discutată punctual înainte de a face o hârtie sau o științare și era treaba ok, da? Nu mai dă vina nici pe unul, nici pe altul, să nu dăm cu o altă tentă sau să o punem pe unul. Dar nu vrem stăpul toată din comuna asta să ocupi. Eu nici asta nu vreau, nici eu asta nu vreau să vă afirm. Deci, în primul rând, trebuia să plece. Și o, alții lațul lui, cum să nu trebuie? Trebuia să plece o idee de întâlnire cu agenții comunici, cu mediul economic, da? Toți trebuie să aibă același tratament și agenții, și cetățenii, și crescătorii, și orice, da? Deci trebuia ascultați toți și cu toți găsam o soluție la problema asta. Deci nu a venit aici... Problema rămâne. Scuze-mă un pic, n-a venit aici să acuzăm, n-a venit să ne arătăm că pe ăla să... Problema rămâne, cum o rezolvăm? Ei, nu știu, trebuie să ne întâlnim de... Acum e făcut, da? Dar ce vreau să vă mai strângeți vă treaba dumneavoastră în casa primării, dar asta trebuie să treaba dumneavoastră. Dar hai și dumneavoastră treaba dumneavoastră. Avem puterea voastră și la altă altă. Nimeni nu scrie o hârtie, care e oficial, în baza căreia ei, sesizare, reclamații, petiții, toate fac parte din același domn. Nimeni nu scrie. Toată lumea vrea să-i se dea răspuns. În baza la ce? Deci nu obligă primarul, doamna, deci petiția înseamnă așa, ai sesizat, ai scris problema în 30 de zile, în 10 zile e obligat să dea un răspuns. Toată lumea se fofilează. Mă înțelegeți? De aici este nodul Gordia. Doamna secretară, este o sesizare de la cetățeni din comună, se tulbură apa? Scrise la primărie. La petiții nu. Acum, iau-o din altă parte, sesizare, gândire făcută către... Da, asta ce dragă. Și o hârtie care scrie și semnă că de domn primar. Ai s-o făcut sesizări din gură în gură, în întâlnire cu cetățenii, o preluau și-o pus-o mai departe. Oricare, aia nu v-am lucit. Cetățenii... Nu zic nimic, nu răspund. Așa scrie. Nu există sesizare. Hai, Domnule președinte, eu, părerea mea este personală, nu sunt specialist în exploatări și nu știu ce. Specialitatea mea e prelucrarea lemnului. A fost, acum sunt pe... Da, treci la subiect. Dar, mă rog, problema și rezolvarea se află în mâinile dumneavoastră.
evident că sunt niște costuri suplimentare. Pentru că exploatarea s-a făcut întotdeauna. Eu n-am făcut, dar la vremea mea am fost și eu prin păduri, când mi-am cumpărat lemn, așa, când se făceau exploatările tradiționale, când pe anumite pânăie mai vedeam niște podețe din lemn, probabil pe undeva când nu se face exploatare, mai sunt și acum. Deci, modalități de a te întâmpina anumite fenomene care vă aduc de servicii. V-am spus, eu nu sunt în măsura să vă dau lecții acum sau... Situația tot de mâine dumneavoastră este. Cheltuielile sunt suplimentare. Aici, dumneavoastră, va trebui, când veți mai cumpăra, să ajungeți la un aport în așa fel încât și dumneavoastră trebuie să aveți din exploatarea asta împropriit să vă plătiți oamenii. Podețele de lemn erau făcute pentru animale, tras de cuvinte, să nu dau podețele și să trăgea cuvinte. Tot așa era, deci pe rău. Tot pe rău să trăgea cuvinte. Facem sfatul bătrânilor. Facem sfatul bătrânilor. Au zis podeți. Și de ce explic? Nu, nu, nu. Sunt situații de altfel. Eu am văzut calții care fac alții, sunt discuții altfel. Cum ai zis, n-are rost să intrăm în ele. Sunt lucrări care nu le poți face decât iarna. Sunt lucrări unde îi faci funicularul. Sunt lucrări, dar oamenii ăștia nu-ți devină. Te-ai căptuit, că te potbăhi cu un parchet. Iar trebuie să-l faci, că trebuie să-l dai bani. Din punctul meu de vedere, înainte de a fi făcută sesizarea aia și nu spun de cine a făcut-o și nici nu mă interesează, că fiecare are dreptul să facă. Deci nu mă interesează, deci fiecare, noi poți face o sesizare dacă are nemulțumiri, da? Trebuia întâi întâlnit, discutam și vedeam că poate în această perioadă a anului, da? E primăvară, s-a topit stradii un metru, doi de zăpadă, nu e o singura problemă din tulburare apei că se exploatează, da? Dacă se stătea și se vedea peste o lună sau când e că se tulbură apa, atunci puteam da pe cuvântul. Dar nu trebuie să tulbure acum. Dar nu trebuie să tulbure niciun rezultat. Dar am revenit exact cum am plecat pentru domnul Bobei, o specifică. Ca idee generală, dacă se mai întâmplă, că acum deja ce-a fost, a fost, dar nu mai discutăm. Deci n-a venit nimeni din noi aici să facem acuze la adresa unii la alții. Deci eu nu vreau să elimin ideea asta din start. Dar întâi trebuie aportat o discuție, da, exact cum zici, că s-au făcut sesizări de la cetățeni, că te întâlnești primar, viceprimar, consilier, te întâlnești cu toți cetățenii, că toți să alegi până la urmă și sunt funcții publică și alegi din un număr de cetățeni, da? Dar scuze-mă, dar s-au făcut ani de zile, mai era altă care întreabă de câte ori s-au dus. Bun, acum... Vreți să ajungem la o copie? Asta, păi bun și eu cât mai bani. Treaba e asta, ce nu mai lăsăm, dar vreau să vrem așa mai. Deci, o sesizare mai de față. La o copie, ce să ajungi că până la urmă? Executivul. Tu ai plecat de la noi să ajungi la o copie. Înțelegi? Adică nu văd cum să ajungi la o copie. Nu, dacă un om vine și îmi cere o... Faci o sesizare, nu și-mi cere răspuns la ea. Că ea va tulburi, ce să-i spun? Dar nu s-au făcut sesizare. Dacă vrei să vii descrisă... S-au făcut, doamne, hârtia asta nu a făcut-o în baza la nimic. Dar ce, dacă vii sunt, am zis, las-o așa, dacă faci scrisă, din mult trebuia să întâmple asta. Am zis, bă, amână-o, că eu știu ce am pățit. Amână-o, că eu știu ce am pățit. Las-o, că și eu știu ce am pățit. Și dar probabil că era bun de făcut, Cătălina, și se rupea o dată, mânta în două și vedeam cineva. Ce să-i spun eu? Ce să-i spun eu la cetățeanul respectiv, domnule, de ce i-a dat urmă? Vechiul meu, domnul Blocariu, Blocariu, Blocăria, a venit în gura mare aici, canalizări, la... Nu tot noi suntem răi. Acolo cădem iar în altă... A venit și o regă în firma asta cu răcuții. O venit pe marginea ASEO să știe exact de canalizări, dar tot noi suntem răbdă. Domnuliță, da, asta e mintea, de asta spun. S-o dat vecinii, omul din gar cu ea vă dată. Profesor, la noi e comun. S-o dat în gândire diferență. Omul din... Fănel. Domnuliță, exact, o să ne luțul, ne ducem în altă direcție. Om de la noi care zici două bari, doi moșnești. Și omul zice, domnul, nu o să vă fac eu hârtii ca să mă bată cu timpul să nu știu, să fim în gura lumii. Dar gândiți-vă un pic, lucrul ăsta s-a făcut de ani de zile. Încercați să faceți mai profesionist. Încercați să faceți și profesor în comuna asta. Dar s-au fost unul de pensionari, tot profesori. Adică, și el doamne, fă, dacă îi scrie ca să fac... Doamne, dar ce vrei ca să mă pui pe unii? Păi n-are curaj cum trag să ai curaj când eu de 2 ani de zile zi nimnea oamenilor. Îți făcuți bătut de zi. Stai, nu lua ca al general că ești nimnea oamenilor, da? Așa mi s-a spus, nu știu care e exact definiția, dar... Nu, am un procent de 2-3-5%, aici nu poți să bași pe toată lumea, da? Unde are copii, vreau zic. Are dreptul la părerea lui. Are și are multe. Nu te-a fost bine. Să lăsăm lucrurile așa. Pentru că n-am luat să duc acasă la mine nimic din consiliul ăsta. Să fiu acuzat oficial. Bă, ai avut interes acolo, ai avut interes acolo, ai avut interes acolo, ai avut... Și vă pot spune, domn Costică, că n-am nici studii să ajung primar. N-am luat bacul, n-am... Nu suntem aici, ești președinte. Îți președinte. Aici discutăm exact. Nu, hârtie cu tățul, semnăm cu tățul. Tu asta vrei la acolo și tu crezi că asta e singura rezolvare? Și știi domnul inspector de la... Vine și domnul inspector, o să ne spună dacă în cazul, sperăm să nu fie cazul de amenzi de alte probleme,
noi cu raportul lui, când el e de la, el a constatat o problemă din prisma meseriei lui, da? Și noi ne ducem la Ocol și spunem, domnul șef de Ocol, uitați că apele români, zice cu oamenii ăștia, n-au cicăta aici, dați-le variante. Ce mai vine la noi la primărie, ce face să închidă activitatea? Păi ce facem? Noi omorâm? Păi cum o soluționăm altfel? Păi nu, dacă nu ți-o trimite doar ție acasă sau lui X sau lui Y. Amenda. Da. O luăm amenda aia și spunem, uite, domnule, ce pățăți cu oamenii din cauza că nu i-a ajutat. Cine crezi că e interesat? Puteți să o plătești amenda. Hai să vedem. Amenda 750 de lei, deci o plătești în 48 de ore jumate. Eu i-aș fi chemat atunci, chiar dacă vi se pare, chiar dacă vi se pare amuzament. Eu i-aș fi chemat atunci, mi-ai dat pachet aici, arată pe unde scot, că vine mâine, unde dăști. Hai, uite, întreabă, l-a tăiat un om în bin, uite aici suntem. L-a tăiat un om în bin, l-a lăsat, l-a pus în căruță. S-au s-a răsturnat. L-a pus în căruță și jandarmii l-a așteptat. Deci l-a părut din prima. Asta, în vremurile astea trăim. Dacă omul este o părut de celor la pinul ăla. Și așa se face și ție. Ai luat parchetul și trebuie să intri în apă. Da, dragul, dar nu pot da. De ce nu cadă? Respectăm legislația. Dacă eu la parchet nu te autorizez, obții autorizații din mediu. Și atunci dacă respecti la ce te menezi? Pentru că așa legile la noi în România. Cum ai zis? Care de mediu își dă autorizația și care de mediu vine și verifică? Orice instituții, legile sunt luat cap în cap în acolo. Nu, nu, mă la mine. Cât sunt toată lumea? Scrie, scrie, da, scrie, tot și mie ce stai de azi, să le spun. Oricum ăsta, omul ăsta o să vă spună ceva, inspectorul a convenit și a zis că a fost pe apă. O sesizare să faci în urma unei întâlniri. Dar noi nu suntem întâlniri. Ai prealabil și vezi că n-ai găsit soluția mea. Nu, dar stai minut, suntem aici noi și voi, vine și omul ăsta de la Ameri. Nu, acum, că acum să vin el, da. Ca să nu mai fie nimeni din listă, să rămânem noi consilieri pe lista asta. Nu, acum la listă mă refer, mă, zic înainte de a fi... Poate se rezolvă, poate să mic, da? Îl rugăm frumos, îi explicăm că n-am știut să ne adunăm și să ne sfătuim și îl rugăm să nu se ia măsuri în sensul ăsta, să vedem. Doamne, înțelegi? Doamne. Și vă promitem că rezolvăm treaba într-un an, două. Ia măsuri, nu înțelegi. El a fost o situație să dea un rezultat la licitarea pe care a primit-o. Exact. A fost o situație să dea un rezultat. Dar iar, ascultați. Oricum, eu să fie conștient, vor fi sesizând la cetățeni, da? Unul cu sutul cu apa, unul cu este cu noi, unul cu aia, dar trebuie găsit soluții, că toți sunt cetățeni, da? Deci unul mai mult cetățean și trebuie. Vă chemăm iară și să vedem când vă răpăia aceeași problemă, mai să vină vara și cald și să vedem ce n-ai mai să vedem. Păi, dar facem întâlniri punctuali, problema respectivă. Să nu ne luăm de altfel, da? Aici n-are nici, mergem împreună. Păi nu înțelegeți că are cineva ceva cu cineva, noi, cu voi sau voi. Eu sper să înțelegeți asta, că eu stau mai, eu mai mult decât oricare stau fix între voi. Ce? Duc ceva la mine acasă. Asta e ideea de bază. Dar știm că se poate găsi o soluție. Dacă s-a găsit în alte părți, se găsește și la noi. Și fără să plătească cineva așa, că sunt tine aici. Consiliul Local, l-ați informat. Ați transmis toate doleanțele, tot ce-i bun, ce-i rău, ce-i neregulă este. Întrebarea este acum. Rămâne o simplă discuție cuprinsă într-un proces verbal. Restul, dumneavoastră, vă mai întreb o dată, ca agenții, ce măsuri considerați că ar fi necesare ca împreună cu Consiliul Local și Primăria asta să rezolvăm problema? Că ea nu e rezolvată, ea acum e numai punctată. Măsurile pot să fie în baza legislației mai mare. Pentru că treaba este de următoarea natură. Să nu ducem în derizorii treaba cu sesizat un consilier sau cineva. Eu v-am pus corect o întrebare. Păi dacă vă sesizau 100 de cetățeni cu avocat în frunte, cum rezolvați problema? Dar ce ți teamă că nu s-ar bun fată dacă... Uite, suntem înregistrați și o să spunem că nu e în regulă. Nu vorbim mai mult, cine vreau să spunem. Hai să zici ce doriști să primești. Să dăm la fond și la cap. Eu mai dat la temelie și consilierii. Până la urmă, nu e realitate. Haideți să creionăm un document comun. Ideea mea, da? Consiliul, primarul, viceprimarul, trebuie să are grijă și să avească echilibru. În comună vin toți cetățenii, da? Toți care au putere mulțumit. Dacă o parte din cap de mulțumire și tot prea banii, chiar un grup de ședere. Eu sper să-i creăm un document în comun.
posibil. Dacă erați la primar, erați zic. Așa trebuie inițiată treaba. Acum am mai făcut o sesizare, că am auzit cu unii sau alții. Hai, dar am și o întrebare. Nu, dar treaba ciudoasă este așa, că documentul este din primar scris. Auziți, am mai o întrebare. Cum știți dumneavoastră? Așa o întrebare. 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 Da, da. Chestia asta se știa de vinerea trecută, că nici măcar nu vrei să controli. Păi nu știu când nici am știut, am vorbit cu Paul, numai când o sunat ăla, da, ce vrei să vorbești? Paul, spune să știe de săptămână. Omule, via asta, știi cine mi-a spus? Simona. A venit Simona și a spus de unde. Dar e mai profesul. Păi de ce? De ce ne-a văzut? Ce fac? Mă duc eu singur să spun cu o agenție cu o zice de iară pe asta. Și îți nemulțumesc că i-a apărit un bric. Cum adică? Cine ți-a spus? Tot eu singur să spun. Așa nu rezolvăm să spun. Dacă eu am să merg în fruntea voastră. Dacă am să merg în fruntea voastră. Mergem și noi în fruntea, că nu-i. De ce nu vreți să vă... Adică ce poți să-i zici mai mult doare? Uite, oamenii ăștia sunt direct afectați. Ce soluții ni dați? Eu mă duc viceprimarul comunei său, a venit un număr de cetățeni sau agenții economici care nu pot să-și desfășoare activitatea fiindcă agenția de, sau apele români a venit și amendează fiindcă tulburăm apă. Nu, agenția de mediu ne-a dat la mână asta, avizul de mediu că e în regulă. Ce să facem noi ca agenții economici? Și o să ne vină în punct și să ne zic. Domnul viceprimar Emile, dar și rigorul ăla la altul, la dumneavoastră, la viceprimar și la primar, de acord. Dar au venit în Consiliul Local aici. Păi dar am vrut că acum nu vrea să mă treacă pe tarel? Păi atunci cum vă faceți spusă de reacție? Deci dumneavoastră a sesizat o problemă și nu vreți să o recunoaște? Păi doamne! Nu, nu pricep. Eu, adică ne băi, teamă să... Da, este teamă asta. Da, da, dacă ne vizi... Eu știu cum trebuie să faci ce ne știu. Dar și eu vreau ceva... Da, așa a spus, mai trebuie să nu vezi. Dar nu chiar de realitate, ce se pare. Că știm că ți-au mărăvați altfel. Nu ca tradițis. Noi facem o adresă și... Începe o cont împotriva societăților comerciale. Cu ce te duci? Păi cu ce te duci? Că se tot burapa... Și atunci nu mai face nimic și plecăm fiecare acasă. Ce facem atunci? Dar măcar încercăm, Nenuțu, dar noi ce mai putem face? Că v-am spus, sesizări vor mai veni. Adică, vouă vi teamă, sunteți oameni din fruntea comunii, sunteți gospodari și aveți oameni economici. Și vouă vi teamă, te aștepți la un om, te întrebi de ce nu ți-o pus? Nu, el îi bârfește pe drum. Domnul Mariana, vă rog frumos, oamenii ăștia nu au venit cetățenii aici, de la începutul cetățenii. N-au treabă cu cetățeni. Bun, altceva. Cetățenii au fost, oamenii ăștia sunt agenți economici, altceva. Păi și atunci să fac o sesizare, să-i dă numărul de registrare la ce au venit aici și așa? Că nimeni a vorbit în corp. Păi ce nu e asta? Și nu te poți local, că aici ați venit. Nu te poți local. Și noi înainte mai spune ce cere. Și noi nu ne putem. Dar până la urmă, toți a venit aici să facem sesizare. Păi nu ne-am spus. Dar nu cum ce zic că se tulburea, mă mai se pare că atunci ce e asta informală? Categoric informală. Și noi ce să facem? Cum ne poziționăm la asta? Păi cum vreți să vă poziționați? Ce facem noi? Informal, la cunoștință. Bun, mulțumim. Și ce pot să fac? Luna viitoare mai vine plânge. Luna viitoare mai vine o plângere. Le trageți plângere și așa. Cine se retrage? Eu am făcut tot ce trebuie. Cine a depus? Nu le trage. Nu Paul să retrage. Era că la au fost nebuni, era nu știu ce era. Nu vorba de asta. Nu vorba de asta. Nu, un nebun a făcut o plângere și dacă la control nu se găsea nimic. Exact. Care este pro... Adică suntem oameni mari. Dar nu se găsea ce de la zăpadă, domnule. Păi dar nu se găsea ce trebuie de la zăpadă. Păi se rezolvă, da. Atunci cine ați făcut o comisie în cadrul Consiliului și a primăriei și constatați că nu asta e cauza principală. Doamne, Chiriruși, atât de mare vă rog să mă credeți pe cuvânt de om, că eu greu îmi dau cuvânt. Uite, la masa asta, nu, întâi am văzut oamenii cu mașini în față, la masa asta am auzit și eu că dâns și dâns și ridici o problemă. Domnul viceprimar scoate de acolo o hârtie care e făcută de primar, fără să vă cheme pe dumneavoastră, către o colosebie. Consilier care a făcut mai înainte, și facem. Nu, în 4-a 4-a nu era zăpadă, uitați. Asta era s-o... nu era nici nimic, nici nu știu. Zis-o așa, că nu-i... Și v-am spus, lăsați că să... Asta am și spus, lăsați că să, să limbeze, știi, să duce și zăpada și să vedem că marchetul e tot acolo și calea de acces tot pe acolo. Pe unde? Crezi că scăpăm de asta? Da, stai.
se oprește zăpada, se termină ploaia. Și cu taful tot acolo trebuie să te duci, mai altă vaia. Și în urma filmării astea o să vedeți... Până la urmă, Consiliul Local nu trebuie să ajută și să intervină. Asta ne-a lăsit dar fata la ce? Între oamenii care face reclamații și încălzit, trebuie să fie o soluție comună, să putem lucra în continuare. Nu mai să ne prin baza la vorbi, nu poți să te ajută. Ce faci? Semnați pentru el și ăla rămâne bătut în puie. Vreau hârtie înscrisă. Și cu aia putem duce, domne, oamenii ăștia să confruntă domnul ăsta. Însemnează în procesul verbal și fă-i un anex acolo la procesul verbal și agentul economic X, Y, Z, care se cheamă agent economic, nu pune oameni aici. Și semnează managerul societății și termina treaba, lua la cunoștință. Ce Dumnezeu așa de greu? Da, o faceți Cătălina sau faci-o? Faceți-o voi și... Dar avem secretară, putea să ieși ședință, secretară de Consiliu, ea face hârtia. Repede, nu vine la ce te duci. O pune în anex în procesul verbal mare și am rezolvat o problemă. Un... Pentru că voi sunteți în regulă în ceea ce faceți. Numai că vine alt... Ajungeți, domnul inspector, să trăiți. Haideți că vă așteptăm. Bun, bun, bun. Eu nu știu dacă era bine să vină. Eu mă sunt. Eu mă sunt. Păi și el de unde știu. Ce faceți? Eu știu. Trebuie să vedeți. Nu, dar e o problemă. Nu, Cătălina, nu am parte. Cătălina, deci, Paul, stați un pic, să-ți faci lipostea, femeia să-ți lipostea. Domnului, nu-i normal că se rămânește o problemă, vă zic că nu-i bine să-i filmeze. Dar ce să ne filmeze? Nu-l filma așa, apa omul ăla. Nu-i normal că trebuie să ne vadă, ci dacă ne vede. Să vină și dumnealui și nu trebuie să... Trebuie să rezolvăm. Dar nu trebuie să rezolvăm de asta, pentru că pe prisma la înregistrarea asta văd și cetățenii comună. Bă, aia din Consiliu sunt preocupat să se rezolve problema asta. Când tu zici că-s nebun eu. Am primit 6 telefoane duminică, dar ce vrei să spun la cine? Că cercul cineva cu tafă, cu potcoave pe drum. Și-o trecut. Dar eu să mai zic și asta, așa, uite, a trebuia să îmi faci să pas groapa în drum. Eu zic, bă, ia să scântei, bă, după ăla. Sâmbătă dimineața, sâmbătă seara. Duminică dimineața, duminică seara. Păi mai Ionuț, dar asta, așa s-a pus problema. Domnul consilier, voi chiar nu aveți, nu aveți nicio reacție de făcut, nu puteți. Dar nu e făcut reclamații cu tot abrânză, dar... Dar nu mă lăm. Nu, eu nu am roatele. Nu, dacă nu ți-am dat abrânză, nu mi-a costit. Îl bățam pe domnul Potoracu, domnul Potoracu. Eu am scris acum doi ani. Ești profesor. Deci discuția, din punctul meu de vedere și a noștri la toți, a avut rol informal, da? M-a venit niște puni pe tine. Poți să mai confruntați cu problema asta, atunci păi nu ne atunci mai confruntăm în cazul în care noi ne vor să sesizăm. Hai să trec în fața camerei la BD. Dar vă rog să nu mai veniți dacă mai e o sesizare, să ne mai spuneți că... Păi de ce să nu venim? Dar puteți veni. Păi dar atunci scriți, domnule. Dar cu cine ducem noi să vă revedem? Cu ce mă duc eu? Dar eu am o bază legală. Facem altă chestie, da? Facem altă... Facem o integrare către Consiliul Local. Către primar. Primar, Consiliul Local, cu toți care se venim în altă zi, exclus pe problema asta, nu trebuie. Doamna, păi nu poți să te îngrijim până la urmă bază legală, deci, nu? Nu am ceva spus la mână. Cum poți să te ajut dacă eu priști de poți? Venim pe partea grupului de agenți economici și pilectori comuni și ajungi să spui să spui. Nu stai seama că nu când e marșele și decizia voastră. Nu știi de ce zici treaba asta, că știi că nu va să treaba absolut nimic. Nu, dar de ce? Ne-a vreo frumos numai un pic chiar dacă e ședința nu s-a terminat. Știi de ce? Suntem efectiv, uite așa aprinși, cum ziceți voi sunteți la mijloc, așa suntem noi. Pe de o parte aici nu putem mișca nimic, pentru că există un ordonator de credit, există primar, există nu știu ce. Pe de altă parte vine omul vrea aia, vine un om vrea aia. Bă, da, voi ce sunteți acolo? Am avut posibilitatea de a face reguli și hotărâri de Consiliul Local. Le-am adoptat pentru aia, pentru aia. Nu vrea, ne li blochează și după aia pleacă domn primar prin comună și spune șo, numai așa. Și noi suntem, uite așa, izbiți de toate părți. Sunteți aici și până la urmă să mă zic domn Bobic. Eu sunt de acord, deci eu din punctul meu de vedere sunt de acord și pot să spun opinia lor. Deci n-am nicio problemă, nici fiecare nici libertate. Nu, dacă ne scrii ceva o să primim. Un cetățean mi-a spus, de ce nu vrei să scrii? Și-o zic, domne, eu am scris pe buletinul de vot. Te-am votat, sunteți consilieri, reprezentați-ne, de ce să mă duc? Eu ți-am spus punctual, ești consilier, ai sarcina asta, trebuie să te ocupi de problemele astea. Dacă ești președinte astăzi, venim într-o zi exclusiv pe când problema nu asta. Nu neapărat să fii, dar poți să fii toți pe public, da? Nu facem chestia, spus eu chestii public, da? Venim într-o zi toată lumea exclusiv pe problema asta și o discutăm punctual, da? Fără să mai băgăm și alte, cât de la o discuție de-astea, luăm la alte, niște foarte bine. E important ca să lămurim discuții. Vreau să-ți spun eu. Nu vin să-mi primare.
Înregistrați-vă în procesul verbal ca societăți, ca agenți economici, discuția. Deci este ședință filmată și o să ajungă după aia în altă situație. Că o zică, ia uite, Consiliul Local, nu-i primarul acolo, o scăpat ședința. Vă zic, dau la pace și ei, de-a lor. Toți închidem ședința? Cum s-o închis, domnul? Când ai deschis, luăm o pauză de 5 minute. Luăm o pauză de 10 minute, dacă sunteți de acord, că nu mai este. Oameni buni, deci, Ciocanu, a zis cu proiectul de poșuna să-l suspendăm, am lână. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Deci, la următorul punct de ordinea de zi. E urmează ordinea de zi. Am avut-o și am pierdut. Da, cred că-s la rând, astea puse. Ăsta a fost... Da, să-l proiect de hotărâre privind însucerea modificărilor și completările devenite în inventarul domeniului public al Comunei Asău. Domnul... Spuneți! Gata, hai, dai drumul! Am zis de proiectul... Ați fost atent, n-ați fost atent? Da, domnule, au fost. Modificările și completările în inventar. Sunt discuții în comisii? Da, nu, n-au fost. Nu discuții nimic, n-au fost. Cine-i pentru? Toată lumea. Împotrivă? Abține? Nu sunt. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității contractului de închiriere cu numărul 104.452 din 23.02.2011 pentru teren cu destinație agricolă, locator doamna Tăzloan Valică, locator Comuna Asău, inițiator primar Constantin Dădulescu. Ați citit în comisie, ați avut discuții? Da. Nu da. Sunt. Nu sunt. Cine-i pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Proiect de hotărâre privind atizarea planului urbanistic zonal, construirea pensiunii agroturistică în Comuna Asău, extravilan, județul Bacău, beneficiara Sandei Maria. A fost discuții în comisii? Da. Da? Da. Nu știu, ce sunt probleme? Nu discuții, de fapt a fost, că trebuia să fie. Cine pentru? Fără probleme. Împotriva, abține, nu sunt. Proiect de hotărâre pentru aprobarea domeniului privat al Comunei Asău, inițiator Constantin Dădulescu. Aici, discuții? La domeniul privat. La domeniul privat s-a modificat, sunt anexele aici, uitați-le. S-au făcut modificări. Uitați-vă de la a treia sau a patra anexă, uitați-vă de mici terenurile. Da, au fost acolizat cum am plăcutat. Vedeți că la sfârșit a pus locația pe sfârșit. Exact cum s-a solicitat. Ce-a adus? Deci acum sunt identificate, au și anexa este anexa cu indicii. Da, la sfârșitul fiecare anexe. Verificați-vă. Domnul președinte, numai un moment, pentru că eu am ridicat aici, am avut o obiecțiune la modul constructiv. Nu. Cum a fost prezentat proiectul, erau terenurile codificate, de exemplu, TF. Și am zis așa, dacă vreți să aduceți la denumirea terenului așa, dați-le indici la astea și puneți o anexă de identificare și dânsul, au făcut așa, teren CC1/Poiana-Bartea, concesionar Ciurcanu Toader. De ce? Pentru că e posibil concesionarul ăsta să nu mai fie mâine. Terenul rămâne identificat TCC1. Am înțeles. Următorul CC2. Să țină cuvântul. Așa, concesionat, mă rog, Tonin. Deci s-a rezolvat problema, le-am identificat. Se mai modifică ceva? S-a supun de este bine. Da, supunem la cocinii pentru. Este bine. Împotriva, abțineri? Domnul viceministru, domnul președinte, da, Stelin Oleacă, la proiectul de hotărâre privind terenul agricol, eu nu am votat. Nu are voie să votez. Da, da. Menționat, da? Nu are voie să votez. Stăreți-vă aici stenogramele de ședință. Nu, nu, nu. Dar o înțeleg cu ordea. Da, de asta am început. Da, da, da. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de analiză, nu stai că am sărit un proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de pază al Comunei Asău. Nu, nu, nu. Ăsta nu își zisea să-mi trecut sau la altul. Eu știu unde am pus degetul, știi? Discuții pe proiectul ăsta? Nu. Cine-i pentru? Împotrivă? Abține? În regulă.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de analiză și acoperire a riscului al Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2017. Discuții? Cine pentru? Împotriva, abțineri, nu sunt. 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicite cheltuieli de plasare. S-a lămurit treaba? Da. Pentru? Abțineri, împotriva, nu sunt. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Și aici, discuții? Nu. Au fost? Nu. Sunt? Cine-i pentru? S-a abțineri împotrivă? Nu sunt. La probleme diverse. Cred că la probleme diverse au fost destul punctul ăsta. După intensitatea discuțiilor, cred că s-a dedus că era nevoie de discuția asta și poate e bine că s-a purtat și vedem dacă se și rezolvă ceva, dacă nu, o să mergem înainte. După cât observăm acum, agenții economici au plecat, zice că nu mai discutăm, nu vor să... Aici aș vrea eu păi să analizăm situația. Reprezentantul de la AVE nu mai vine. Au venit și domnul, dar nu vor să... Agenții vor să fie filmați. Păi atunci, domnul președinte, vă rog frumos, consemnați în procesul de secretară, consemnați acolo, de aici așa și așa. Deci agenții economici ar vrea să scoată jar cu mâna noastră, da, din foc. Nu, formularea nu s-asumă acum să facă o verdict scris și nu. Eu, din punctul meu de vedere, ca și concluzii, am stabilit că ai informală, informală, dar cu cine încălzești că nu mai informală? O rămas ca dumnealor să se adune, să facă un tabel, îl semneze o petiție, o plângere către Consiliul Local sau către primar, nu știu de ce către Consiliul Local, dar și Consiliul Local, și Consiliul Local și primării și noi în baza sesizării dumnealor să-i reprezentăm la instituțiile mai departe, la Ocol, la Garda de Mediu, la... Vreau să înțeleagă că nu vii cine-i vinovat pentru chestii. Nu, știu, dar nu vii stați un pic, stați un pic, singurul vinovat. Nu. Să înțelege, dar știi ce? Indiferent ce este, ce tot noi suntem. Nu, domnule, dar e un cetățean. Chiar e consilier, un cetățean care a făcut o plângere. Pentru ce trebuie să aprinde ei atât? Dacă ar fi nevinovați, așa? Corect. N-ar fi nicio problemă, n-ar fi amendat. Nevinovăția nu se pedepsește, da. Da, pentru ce să agitează, vine și adică nu a intrat înăuntru, vicii are ceva cu cineva sau... Domnule, am auzit discuția afară jos, că dumneavoastră știați problema și știți ce, de ce n-a spus aici să știe? Păi, domnule, 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 nimeni nu știe nimic când e vorba să asumăm responsabilitatea. Am înțeles, dar nu se știa asta din nimeni, numai Marian, numai Paul, știam toți consilierii, știam. Înseamnă că nu vici în comune, nu mai lucrează la aici. Dar este o faptă reală, se întâmplă sau nu se întâmplă ceea ce... Și am zis, dacă e normal, dacă e legal, vreau să ne înțelegem și poate să înțeleagă și ceilalți care o să se uite la înregistrarea la ședința noastră. Nimeni nu pedepsește lucrurile care sunt corecte sau nu ar trebui. Nu cred că are cineva. Ești autorizat. Ai drept. Dacă sunt alte discuții, atunci eu întreb și până ne lămurește cineva, de ce? Că zice, de ce ați făcut? De ce ne-ați minunat? De ce n-ați discutat cu noi? Bun, și ce se rezolva? Când discutăm despre asta de 2, 3, 4 ani, ce se rezolva? Și problema care am întrebat și pe dumnealor, poate ne explică în particular la fiecare, când nu cunoaștem unul cu altul și eu stau între ei acolo, ce facem cu restul oamenilor, care, așa cum au zis și oameni. Unul vrea să vadă păstrăv cum au văzut cândva, că au muncit toată viața și la pensie vrea să dea la păstrăv pe comuna său. Ne ducem... Domnul președinte, vă rog frumos. Stați, suntem în ideea, dacă mă rugați să frumos. Și unul vrea să își folosească apa asta care ne inundă și ne creează probleme, să-și ude grădina. Așa cum am spus, și diferite activități care, și avantaje care ți le aduce faptul că râul trece prin fața porții tale. Adică noi nu putem. Acum spuneți, domnule. Aș vrea să se înțeleagă o dată clar. Și răspicat un singur lucru. Acestea sunt atribuțiile consilierilor. Ca să nu ne mai dăm după deget. Corect. Omul ăsta a făcut reclamații, petiții, a informat direcții, ce a informat. Deci e atribuția consiliului. Da, e la treaba. Da. Deci dacă cineva vrea să înțeleagă, să înțeleagă, dacă nu, mai mult, dacă nu se poate. Ca să susțin și pentru că în momentul în care tu, ca virgulă consilier, nu-ți respecti atribuțiile, care ai în lege.
Păi înseamnă că ce faci, ești... Dobrovică, da, datorită faptului că era foarte mulți, n-am putut, sau ce puțin am încercat să scot asta de la ei. Și am spus, când e vorba, când vor ceva, sunteți consiliul local, ce ați făcut, de ce n-avem aia, de ce n-avem aia, că nu vă îngrijesc, că nu vă preocupați, că nu vrem nada. Când e vorba de ceva care le aduce un pic de, nu prejudiciu neapărat, că de fapt vorbim despre legalitate, da? Atunci suntem judecați și nu mai contăm. Dar vrem să schimbăm ceva la comuna asta? Într-adevăr, o schimbare doare. Că spune că așa se merge de ani de zile. Păi și atunci, noi ne ducem că și dăm exemplu. Ai, cum am zis, Bărzăuța, Zlănic, Dofteana, au păstrăv, au pișticultură, are un turist la ce se ducă, să vadă ceva, un drum bun, o ceva. Noi vrem multe, fără niciun pic de efort, fără să deranjăm pe cineva care omul ăla are o treabă neapărat să-și poată, nu contează, nu ține cont de consecințe. Și atunci zice că eu-s vinovat sau Paul, nu se uită fix în fața ochilor lui. Nu sunt ei, dar erau două femei care au făcut sesizarea. Vine domnul primar, nu avem adânța după lui. Atunci nu avem apă trasă. Este săptămâna mare, am vrea să spălăm și noi un covor, să iau apă. De unde, domnul primar, de unde? Uitați, apa e geandră tot timpul. Ce să facem? Ai primit răspunsul lui Fănel. Să se ducă să-și caute izvoare. Pentru două babi. Domnule, dar două babi, indiferent că o fi babi, că o fi tine, dar sunt contribuabili ca și el. Ca și agent de economie. Problema e ca și cum am spus eu. Înainte, ei nu cere de la ocol. Înainte se făceau, cum era drumul? A găsit vreo 5 km de drum, în calcare, mor, calcare. Băi, traversa 50 de metri. Da. La 100 de metri se limpezea de la vale. Dar acum ei vine din plaiul Agăștinului, 3-4 km, numai pe părău. Exact. Păi ce vreau? Deci vrea numai câștig. Băi, bun așa. Domnul viceprimar, ați spus că doi cetățeni au sensizat treaba asta. Două femei, mă rog, nu contează. Da. La audiență? Nu, stradă. Era domnul primar și... Bine. Dumneavoastră la audiență ați avut vă problemă ridicată? În registru de audiențe? Nu, până acum nu. Păi și atunci, dacă e fierbi la nivelul comunii, s-a tăiat în partea de la strază tot cu ocolul, în partea asta tot cu ocolul. Păi chiar nu-i nicio sesizare, niciun cetățean nu sesizează nimic de ani de zile, nici la audiență în privință... Domnul Bobi, le e frică la cetățenie. Asta. De cine mi-e frică? Mandatul primar. Băiatul cu pescăria de la izvor, le-a zis domnul inspector, domnule, de ce nu sesizezi, domnule? Ce să fac, domnule, să mi-o trece numai? Eu de sală sunt deasupra. Domnule, dar eu vă spun ce-am făcut. Eu era să-mi iau în freză, dacă mă duc să iau o pâine sau nu știu ce. Deci nu poți să faci lucrurile astea pentru că oamenii ăștia sunt cei mai puternici din comună, cumva. Și din punctul lor de vedere, când îi găsești individual câte unul, nu mai ține cont de lege. Că tu ești, băi, din orice, nu-ți ajungi, n-ai unde să bea vaca. Eu n-am nici vacă, am vrut să-i spun. Dar nu-i interesează pe ei. Despre asta e vorba. Dacă vreți că sunt o soluție... Le e frică de sesizare scrisă, la toată lumea. Așa le spun la toți. Domnule, veniți cu petiții, veniți cu sesizare scrisă. Da. Domnule, vrei să-mi pun în capul? Am amânat, domn doctor. Vorbim la următoarea, da. Dacă este ordinară sau ordinară, o să vă informăm. Dar oricum trebuie să ne vedem articolul din aici în ședință. Nu luăm articol cu articolul. Să bună, să nu-i bun. Am și variantă comună, am articole care se repetă, am diferențele, deci eu mi-am făcut cumva. Țineți cont și de la care o propunere de regulament. Da, o am și pe ce. Luați-o pe aia, vedeți, că eu am adaptat-o la condițiile noastre. Nu la ce doriți dumneavoastră să faci? La condițiile comuni. Dar am studiat vreo 20 de regulamente de pășunat pe comunii care, într-adevăr, au... Da, am un singur întrebare aici. E regulament care se vrea numai pentru pășunile comunale sau pentru toată comuna? Nu. E regulament desfășurat pentru toată comună. Atunci, bun, am înțeles. Păi odată ce am pus autorizații care să fie la purtător, îl găsești cu oi, deci nu mă interesează cu instrument. După bine că asta analizăm, am o rugăminte. Analizăm și vă informăm. Bun, domnul de la AVH, vreau să știu dacă vă interesează. Sigur, cum sunt? Sigur că sunt. Ce-o veni, numai pentru... Să termină discuția, să vină să ne întrebăm. Da, mi s-a și părut corect. Să știi de cum? Aici, iar ei, dacă nu... E important că știți de ce? Să cunoaște medicina din punctul de vedere a unui specialist. Dar de ce se ferezi de cameră? N-am înțeles. De ce se ferezi de cameră? Păi, întrebare.
Se pune el cu o coră, doamne. Și Domnul Pădureanu, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Soluții, da? Știu, înțeles. Costel. Nu, 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 nu,
Stați un pic, dumneavoastră susțineți ilegalitățile? Exact. Ilegalitate. Nu e ilegalitate. Și atunci că din ce amedează? Nu tipul soluții. Nu tipul soluții. Ce sunteți consilieri dumneavoastră? Eu am spus soluțiile și nu mă băga nimeni în seamă. Am spus soluții. Trebuie să respectăm pe fiecare cetățean de lângă noi. Care vrea să facă altceva. Dacă Costel, te rog frumos, dacă dumneata vrei să faci exploatare, să-ți fie respectate, să poți să desfășori activitatea. Dacă eu vreau să culeg scoici de pe apă sau ce naiba o fi, să mi se respecte. Că de asta toți plătim și toți ne respectăm. Adică sunt niște reguli. Nimeni nu amendează ilegal. Nu doresc. Cum nu doriți să scrie nicio hârtie. Dar domnul Agapi, o să fac. Atunci înseamnă că nu e regulă, ceva nu e regulă. Domnul Agapi, să vine să ne prezinte și noi un pic așa. Vine? Nu, eu ți-am zis lui să-i spui. Da, mi-a spus. Eu ce vreau? Nu, ce să caut din fața? Domnul președinte, eu vă întreb așa. Da, Costel. Costel. Domnul viceprimar. L-ați chemat pe domnul Agapi, reprezentantul de la agenție, nu, în calitate oficială? Nu. El s-a invitat să le explice consilierilor în urma vizitei. Consilierii sunt. Consilierii sunt agenților economici. Păi cu agenții economici nu stați de vorbă? Nu, sunt biroul la mine, la viceprimar, discută. Și atunci cu noi nu discută nimeni? Nu. Dar l-ai întrebat, vine sau nu vine? Nu vine. Ce să mai discutăm? Înseamnă că dumnealor, agenții economici, ori să rezolvi problema apelii la noi. Păi nu știu de ce nu s-au dus la apelii românii, de ce au venit la noi, că noi nu amendăm pe nimeni. Au venit împotriva lui Pavel, la apelii și gabla de mediu, cei care îi reglementează activitatea. Dacă ei au venit la noi, nu știu de ce atunci. Auziți? Da, probabil. Mai face cineva așa, lăsați-i voi. Și ei, ați văzut reacția lor, au fost? Nu, de ce asta? Vor ca noi să ne oprim din acțiuni. Să nu mai facem așa ceva. Ne trageți plângeți. Retrag și nu cumva să îndrăznesc să mai fac. Da, asta. Nu știu, nu știu. Da, poate mă scoate din comună. Da. Eu zic și Ludo, e bine că, uite, prin ajutorul la oamenii ăștia, ne pot vedea și oamenii, ne cântăresc, ne analizează, fiecare ce spune, cum spune. Dacă o să aibă oamenii lui Darius, mai du-te odată la domnul ăsta. Și să înțeleagă. Aici, dacă el reclamă faptul că nu este filmat, auzi? Ne rugăm să-l rugăm. Prin filmare e altceva. Prin filmarea, măcar să ne informeze și pe noi despre ce este vorba. Să ne informeze, domnule, să știm și noi de alegare că ăla e reprezentantul statului aici. Da, nu vine. Nu vine în fața care. Vine, e treaba lui, dar nu vrea să vin, nu vrea să vin. Aici nu poți să-l obiști pe el. Nu știu, așa e simplu. Ai văzut, din punctul lor de vedere, nu este nicio problemă. Deci toate în regulă, n-am înțeles totuși de ce. E interesant să-și facă treaba. E interesant să-și facă. Deci n-avea decât să înțeleagă oamenii din comună care vor să desfășoare alt fel de activități, decât exploatarea lemnului, să plece. Să ducă să-și facă păstrăvării, lemni, serii, solarii, unde doresc ei. Nu aici, că aici e stăpână altcineva și vrea să-și facă. Dacă noi am reprezentat oamenii și am spus, pentru cei care nu au avut curaj să vină să spună asta, o spunem noi. Și nu o să aibă. Și nu o să aibă, pentru că, nu, cum să zic eu, nu e o discuție așa aici, totuși au fost civilizați în fața camerelor. Hai să vezi în stradă, la Crâșmu, te găsești pe drum și, ce, și cum e. Pentru că asta se întâmplă de ani de zile, așa spun dumnealor. Fără să știi că părinți de celor mai tineri spune, da, domnule, noi eram, nu exista. Erau lucrări care trebuia să îngheță
râul ca să scoți, nu mai pighează. Erau lucrări unde nu le scutea decât cu furnicularul. Erau lucrări unde dacă se făcea drum de clasă, se făcea un șanț de captare. Mergeți pe Dărmănești unde exploatează o polul privat care îl acuză noi, lignul. Să vedeți în condiții. N-ați văzut cu ce, cu ce tu ai intrat, că vicele primar nu mai încape de ăștia. Dar ce trebuie? Deci asta e atitudinea. Asta e atitudinea și ar trebui ca oamenii să ne cântărească și să ne spună. Cum a zis domnul, domnul Costică, eu am un interes să ajung primar. E foarte fals informația lui. Dar de Doamne să ajung. Da. Sau dacă, dacă ajung, înseamnă că m-au votat oamenii. Dacă, dacă mi-am și propun o dată să ajung. Dar nu îmi trebuie să ajung acolo. Dacă sunt aici și am văzut în 9 ani de zile câteva lucruri care mereu am vorbit, mereu de fapt, domnul vei că știi care și care au fost mai vechi. Și degeaba așa au rămas. Dacă acum s-au stricat, s-au făcut un pic de altfel de majoritate sau altfel de oameni care vor să spună care ceva. Care vrem să ne facem ceva în comună, vrem să schimbăm ceva. O mai veni și tine, o mai apărut și așa, o mai apărut și așa. Și pur și simplu ai curaj mai mult să spui lucrurilor pe nume, nu mai ești bun. Atunci oamenii să ne, să ne judece oameni. Pentru că dumnealor oricum, din punctul lor de vedere, nu am atât. Mai sunt alte discuții la diverse? Nu. Domnul Bobeic, domnul Tăzbăvan? Se va ședința închisă, vă mulțumim și ne auzim.